Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs Tarzan din neamul maimuțelor Capitolul 1 În largul mării Povestea ce urmează mi-a fost istorisită de o persoană care nu avea vreun motiv anume să mi-o spună mie sau oricui altcuiva. Faptul că a pornit să o depene poate fi pus pe seama influenței pline de ispite asupra povestitorului a unui cules de vii, ca din bătrâni, iar continuarea până la capăt a acestei ciudate povești se datorează unui anume scepticism cu care am întâmpinat-o eu în zilele ce au urmat. Când vorbărețul meu oaspete și-a dat seama cât de mult înaintease în miezul povestirii, iar eu tot înclinam să nu îi dau crezare, s-a lăsat atâțat de o nesocotită trufie care a adus mai departe la îndeplinirea ceea ce culesul de vis târnise doar, așa încât s-a apucat să dezgroape mărturii scrise, sub forma unor hârțoage mucegăite sau unor documente îngălbenite de vreme, ale biroului colonial britanic, menită să confirme unele din episoadele mai izbitoare ale povestirii sale, Atât de ieșită din comun. Eu unul nu susțin că povestea este adevărată, întrucât nu am fost martor la întâmplările pe care le descrie. Dar faptul că mi-am asumat misiunea de a o repovesti în fața dumneavoastră folosind nume fictive pentru personajele principale, constituie o suficientă dovadă a sincerității convingerii mele că s-ar putea să fie adevărată filele vește de mucegăite ale jurnalului unui om de mult dus dintre cei vii și documentele biroului colonial se potrivesc la perfecție cu cele istorisite de oaspetele meu vorbăreț, încât sunt în măsură să vă redau povestea așa cum am închegat-o cu sârg din aceste mai multe și felurite izvoare. Dacă o veți socotine verosimile, cel puțin veți fi de acord cu mine că e o poveste unică, deosebită și interesantă. Din documentele biroului colonial și din jurnalul răposatului aflăm că un oarecare tânăr nobil englez, pe care îl vom numi John Clayton, Lord Greystock, a primit însărcinarea de a întreprinde o foarte delicată cercetare într-una din coloniile britanice de pe coasta de vest a Africii se aflase că o anumită putere europeană recruta din rândurile populației primitive a acestei colonii ostași pentru propriile trupe de băștinași pe care le folosea la colectarea forțată a cauciucului și a fildeșului de la triburile sălbatice de pe malurile fluvilor Congo și Aruvimi. Băștinașii din colonia britanică se plângeau că mulți dintre feciorii lor erau ademeniți prin făgăduieli trandafiri și strălucitoare să plece, dar că puțini dintre ei se mai reîntorceau vreodată la familiile lor. Englezii din Africa mergeau chiar și mai departe afirmând că acei sărmani negri erau ținuți într-o stare de adevărată sclavie, căci după ce le expira stagiul de înrolare, ofițerii albi profitau de ignoranța lor spunându-le că mai au de îndeplinit câțiva ani de serviciu militar. Prin urmare, biroul colonial l-a numit pe John Clayton într-o nouă funcție în Africa de vest britanică, dându-i instrucțiuni confidențiale cu privire la o temeinică investigație a felului nedrept în care erau tratați supușii britanici de către o putere europeană prietenă. De ce anume a fost trimis el este lipsit de importanță pentru povestirea noastră, deoarece oricum nu și-a întreprins cercetarea neajungând vreodată la destinație. Clayton era tipul de englez pe care te simți tentat să-l asociezi cu monumentele nobile ce comemorează istorica împlinire a o mie de bătălii victorioase. Un bărbat puternic, viril din punct de vedere spiritual, moral și fizic. Ca statură depășea înălțimea obișnuită. Ochii erau cenușii, trăsăturile regulate și precise. Avea acea ținută pe care ți-o dă o sănătate săvârșită, robustă, influențată de ani de instrucție militară. Ambițiile politice îl îndemnaseră să ceară transferul din armată la biroul colonial, ceea ce ne face să-l aflăm, deși încă foarte tânăr, însărcinat cu o importantă misiune în serviciul reginei. Când a primit numirea menționată, John Clayton a fost entuziasmat și îngrozit în același timp. Avansarea îi apărea drept o bine meritată răsplată, pentru un serviciu sârgănicios și destoinic, și ca o trambulină spre alte funcții de mai mare importanță și responsabilitate. Dar, pe de altă parte, numai cu trei luni în urmă, o luase în căsătorie pe onorabila Alice Rutherford, iar gândul de a transplanta această tânără și frumoasă fată în primejdile și singurătatea Africii tropicale îl îngrozea. De dragul ei, Clayton era gata să refuze numirea, însă Alice nici nu voia să audă de așa ceva. Din potrivă, stărui să accepte și să o ia cu el în călătorie. De bună seamă, au existat și mame, și frați, și surori, și mătuși, și ferișoare care și-au exprimat felurite păreri asupra problemei în cauză. Dar ce sfat anume au dat fiecare în parte, istoria nu pomenește. Știm numai că într-o dimineață senină din luna mai a anului 1888, John Clayton, Lord Greystock și Lady Alice s-au îmbarcat la Dover pentru Africa. O lună mai târziu, sosiră la Freetown, unde închiriară un mic vas, Fualda, care urma să-i transporte la destinație. Și pe acest vas, John Clayton și Lady Alice, soția sa, s-au făcut nevăzuți și neauziți pentru ochii și urechile oamenilor. Două luni după ce vaporul ridicase ancora și ieșise din rada portului Freetown, o jumătate de duzină de nave de război britanice străbăteau Atlanticul de Sud, căutând urmele pasagerilor sau ale micului vas, și numai după ce epava a fost descoperită pe țărmul insulei Sfânta Elena, lumea s-a convins în sfârșit că Fuvalda s-a scufundat cu toți cei care erau la bord, drept care cercetările abia început au fost oprite. Totuși, speranța pâlpâi încă multă vreme în inimile însângerate de dor. Fuvalda, o ambarcuțiune de vreo 200 de tone, era un vas de tipul celor des întâlnite în comerțul de coaste din Atlanticul de Sud, vase ale căror echipaje erau alcătuite din drojdia marinarilor criminal scăpat de sub ștreang și cuțitar de toate rasele și naționalitățile. Fovalda nu făcea excepție de la regulă. Ofițerii săi, niște brute cu fețe tuciurii, urau și erau urâți de întregul echipaj. Capitanul, deși marinar încercat, își trata oamenii cu cruzime. În relațiile sale cu echipajul nu cunoștea, sau cel puțin nu se slujea decât de două argumente, un paras scuțit și un pistol, ceea ce nu însemna că adunătura pestriță peste care stăpânea ar fi înțeles și de altele. Așa se face că încă a doua zi de la ieșirea din Freetown, John Clayton și tânăra sa soție aflați pe puntea navei Fuvalda au fost martorii unor scene despre care nu și-ar fi închipuit că se pot petrece și altundeva decât în povestirile marinărești. În dimineața celei de-a doua zile a fost făurită prima verigă din ceea ce avea să fie un lanț de împrejurări ale unei vieți, aparținând cuiva care la vremea aceea încă nu văzuse lumina soarelui, o viață cum nu a mai existat o a doua în istoria omului. Doi marinari spălau puntea vasului Fuvalda, secundul era de gardă, iar capitanul se oprise să schimbe o vorbă cu L John Clayton și cu Lady Alice. Cei doi mateloți se trăgeau de andăratele spre micul grup care stătea cu spatele spre marinari. Se apropiau din ce în ce până când unul dintre ei ajunse drept în spatele capitanului. Încă o clipă și-ar fi trecut de el, iar această ciudată povestire nu s-ar mai fi firipa niciodată. Însă chiar în acel moment, capitanul, dorind să se despartă de lordul și de Lady Greystock, se răsuci pe călcâie, se împiedică de marinar și se întinse cât era de lung pe punte, răsturnând și găleata omului, astfel încât apa murdară îl scăldă din cap până în picioare. O clipă scenă a părut caragioasă, dar numai o clipă. Cu o rafală de înjurături cumplite, cu fața năpădită de vălul purpuriu al furiei și al ofensei, capitanul își redomeni echilibrul și, repezindu-i o lovitură crâncenă, îl doborâ pe marinar. Omul era mărunt și mai în vârstă, fapt care dădu gestului un caracter și mai brutal. Celălalt matelot însă nu era nici bătrân, nici mărunt. O namilă de bărbat jos ca un urs, cu niște mustăți negre fioroase și un grumaz de taur bine înfipt între doi omoplați masivi. Când își văzut tovarășul prăbușindu-se, se, se ghimui pe vine și cu un mârâit gros se năpustia asupra capitanului, făcându-l dintr-un singur pumn zdrav însă cadă în genunchi. Din roșu vânăt, chipul ofițerului deveni alb ca varul, pentru că aceasta însemna răzmeriță. Ori de răzmeriță mai avusese el parte în brutala sa carieră și se pricepuse să le înnăbușe. Fără să se ridice măcar în picioare își făcă pistolul din buzunar și trase direct în matahala musculoasă care se înălța în față ei. Dar oricât ar fi fost el de iute, John Clayton îl întrecu, astfel încât glonțul meni să străpungă inima marinarului nemeri în piciorul acesteia, pentru că Lordul Greystock, de îndată ce văzu arma scânteind în soare, izbi cu putere în brațul capitanului. Un schimb de cuvinte a avut loc între Clayton și capitan, cel din tâi arătându-se și dezgustat de brutalitatea cu care era tratat echipajul și declarând că nu mai admite asemenea purtări atâta timp cât el și Lady Greystock vor fi pasagerii vasului. Capitanul era pe punctul de a da un răspuns sustrător, dar se răzgândi și întorcându-i spatele se îndreptă spre pupa, negru la față și bombănind de mama focului. Nu avea de gând să înfrunte un înalt funcționar britanic, căci puternicul braț al reginei mânuia un instrument de pedapsă pe care el era în măsură să-l aprecieze și de care se temea flota engleză care știa să-și atingă ținta. Cei doi mateloți se ridica în picioare, cel mai bătrân ajutându-i cameradului rănit să se culeagă de pe jos. Mătăhălosul căruia îi se zicea Micael cel Negru își încercă piciorul cu teamă și constatând că își putea duce greutatea, se întoarse către Clayton cu câteva cuvinte de morocănoasă mulțumire. Deși rostite pe un ton ursuz, se vedea că vorbele lui erau binevoitoare. Cum își termină micul discurs, se răsuci pe călcâie și se îndreptă șchiopătând spre prova, cu intenția vădită de a zădărnici orice încercare de discuție. Câteva zile, soții Clayton nu-l mai văzure deloc, iar capitanul, ori de câte ori era obligat să le vorbească, nu le acorda decât un mormăit posac. Luau masa în cabina capitanului, așa cum procedaseră și înainte de nefericită întâmplare, dar acesta avea grijă ca îndatoririle lui să nu-i îngăduie să mănânce la aceeași oră cu ei. Ceilalți ofițeri erau niște indivizi neciopliți, analfabeți, cu foarte puțin mai presus de nivelul echipajului de netrebnici pe care îi terorizau, așa încât se simțeau bucuroși să poată evita relațiile sociale cu un distins nobil englez și cu soția sa. Prin urmare, familia Clayton era complet izolată. Acest lucru se potrivea de fapt cu propriile lor dorințe, dar în același timp îi depărta de viața micului vas, astfel încât le lipsea posibilitatea de a fi la curent cu întâmplările zilnice, care aveau să culmineze în curând cu o sângeroasă tragedie. În întreaga atmosfera navei, plutea acel ceva nedefinit care prevestește dezastrul. Aparent atât cât își putea da seama Clayton, pe micul vas totul se desfășura în tocmai ca și înainte dar se simțea un curent subteran care îi purta pe amândoi spre o neștiută amenințare, deși nu rosteau niciun cuvânt despre acest fapt unul față de celălalt. A doua zi după rănirea lui Michael cel Negru, Clayton și pe punte la timp pentru a zări patru mateluți, cărând pe brațe trupul unui camarad în nesimțire, în timp ce secundul, ținând un par greu în mână, se zgâia amenințător la micul grup de marinari întărâtați. Clayton nu puse nicio întrebare, de altfel nici nu era nevoie, dar peste încă o zi, când silueta masivă a unei nave britanice de război se profilă la orizont, fu aproape gata să ceară transferarea lui și a lui Lady Ellis pe acel vas, fiind pradă unor temeri crescânde că la bordul degradantei și mohorâtei Fuvalda nu-i puteau aștepta decât necazuri. Către ora prânzului se aflau la distanța de la care se puteau face auziți de nava britanică, dar când Clayton se găsi pe punctul de a-i cere capitanului trecerea pe celălalt vas, fu izbit de ridicolul unei astfel de pretenții. Ce motiv ar fi putut invoca față de comandantul navei regale pentru a solicita întoarcerea în direcția din care abia venise? Și dacă o să le spună că doi marinari răzvrătiți au fost tratați cu asprime de către ofițerii lor, ori să râde pe sub mustață și nor să atribuie dorința lor de a părăsi nava decât unui singur motiv, lașitatea. John Clayton, Lord Greystock, nu ceru să fie transferat pe vasul de război. Târziu în acea după amiază îi contemplă catargele topindu-se departe la orizont, dar nu înainte de a fi aflat ceea ce îi confirmă temerile cele mai negre și îl făcu să se blesteme singur pentru falsa mândrie care îl împiedicase cu câteva ore mai înainte să-și pună tânăra soție la adăpost în siguranță, atunci când siguranța era încă posibilă și nu ca acum spulberată pe veci. Pe la mijlocul după amiezii, matelotul cel vârznic și scund, care fusese doborât de capitan cu câteva zile în urmă, se înființă pe punte, la parapetul unde Clayton și soția sa urmăreau silueta masivului vas de război mistuindu-se în zare. Bătrânelul freca de zor barele de alamă și se apropie încetul cu încetul până când, ajuns în dreptul lui Clayton, îi spuse cu glas căzut. O să fie un iad pe vasul acesta, sir. Luați-mi aminte la vorbele mele. O să fie iadul pe vas." Ce vrei să spui, omule?" întrebă Clayton. Cum? N-ați văzut ce se întâmplă? N-ați văzut cum prăsila de diavol care -i capitanul și cu ciracii lui au snopit în bătăi jumătate din echipaj? Numai ieri două capete crăpate și trei astăzi. Dar Michael cel negru om de inimă și nu el tipul care să rabde de așa ceva. Nu el omul. Luați aminte la vorbele mele, sir. Vrei să spui om bun că echipajul are de gând să facă o răzmeriță? Întrebă Clayton. Răzmeriță? exclamă bătrânelul. Răzmerită! au de gând să facă moarte de om, sir. Luați aminte la vorbele mele, sir. Când se apropie, sir, se apropie lovitura. Nu spun când, căci așa am vorbit prea mult, dar v-ați arătat inimosa cu câteva zile și m-am gândit că să pot face să vă dau de veste. Da, să vă țineți gura, sir, și când o ți auzi în pușcături, să coborți în cabină și acolo să stați. asta e tot, numai să vă țineți gura, că dacă nu vă treziți cu un plumb în coaste, Luați aminte vorbele mele, sir. Și bătrânul își văzu înainte de luxuit, îndrepărtându-se de locul unde se aflau Claytonii. A naibii de veselă perspectivă, Alice, zise Clayton. John, trebuie să-l previi de îndată pe capitan, poate că tulburările mai pot fi înlăturate. Pănuiesc că așa ar trebui să fac și totuși din motive pure egoiste îmi vine să-mi țin gura. Orice ar avea de gând să facă, pe noi doi ne vor cruța din recunoștință pentru că am luat partea individului aceluia, Micael cel Negru. Dar dacă or să-și dea seama că i-am trădat, nu or să ne arate pic de îndurare, Alice. John, datoria ta este una și bună și ea este de a lua partea autorității investite. Dacă nu-l avertizezi pe capitan, vei fi la fel de vinovat de cele ce vor urma ca și când ai fi luat parte la urzirea complotului și ai fi ajutat cu mintea și cu mâinile tale la înfăptuirea lui. Draga mea, văd că nu înțelegi, stărui Clayton. Eu nu mă gândesc decât la tine. Prima mea datorie e față de tine. Capitanul și-a tras singur toată pacostea asta pe cap, așa încât de ce să-mi risc eu și să-mi supun soția la cine știe ce oror de neconceput într-o încercare zadarnică probabil de a-l salva de propria nebunie barbară. Nici nu-ți poți imagina scumpa mea ce s-ar întâmpla după ce șlacta aceasta de uciga și ar pune mâna pe fuvalda. John, datoria e datorie și niciun fel de speculații verbale nu o pot schimba. N-aș fi vrednică să mă numesc soția unui lor de englez dacă mi-aș lua răspunderea de a-l încuraja să se sustragă de la o datorie limpede. Îmi dau seama de primejdea ce ar putea surveni, dar o voi înfrunta alături de tine. Facă-se voia ta, Alice, răspunse Clayton zâmbind. Poate că ne înăscocim singuri primejdile. Deși nu-mi place cum arată lucrurile pe puntea acestui vapor, s-ar putea totuși ca dracul să nu fie atât de negru. Poate că bătrânul marinar exprimă doar gândul bătrânei lui inimi ticăloase și nu vorbea despre fapte reale. O revoltă pe vas era un lucru obișnuit cu vreo sută de ani în urmă, dar ne aflăm în anul 1888, așa încât n-ar fi o întâmplare prea plauzibilă. Uită-l pe căpitan, îndreptându-se spre cabina lui. Dacă tot trebuie să-l prevină, aș putea îndeplini chiar acum această treabă dezgustătoare, pentru că n-am nici cel mai mic chef să stau de vorbă cu bruta asta. Cu aceste vorbe, se îndreptă nepăsător în direcția scării pe care coborise capitanul și o clipă mai târziu îi ciocânea la ușă. Intră!" se auzi glasul gros al biciznicului ofițer. Și după ce Clayton intră și închise ușa în urmă, capitanul adăugă. Ei, am venit să vă reproduc în esență o discuție pe care am avut-o astăzi, căci, deși s-ar putea ca totul să fie o simplă scorneală, e mai bine totuși să fiți prevenit." Pe scurt, oamenii au de gând să pornească o răscoală și să vă ucidă. E o minciună, mugi capitanul, și dacă ai zădărnicit din nou disciplina de pe acest vas sau te-ai băgat iar în treburi care nu te privesc, n-ai decât să suporți consecințele să te duci dracului. Nu-mi pasă că ești sau nu un lor de englez. Pe vasul acesta eu sunt comandantul și de acum înainte te pofte să nu-ți mai vâr nasul unde nu-ți fierbe oala. Capitanul se montase singur într-o asemenea dezlănțuire de furie, încât îi năvălise tot sângele în obraji, iar ultimele lui cuvintele răgni în gura mare, sublinuindu-și spusele cu o zdravă izbitură în masă a pumnului său uriaș, în timp ce și agita celălalt pumn în fața ochilor lui Clayton. Lordul Greystock nici nu se clinti, stătul locului contemplându-l cu o privire calmă pe omul turbat. Capitane Billings, rosti el în cele din urmă, tărăgându și cuvintele iartă-mi sinceritatea, dar dăm voie să-ți spun că ești un măgar. După care îi întoarse spatele și ieși cu obișnuita ai degajare indiferentă, menită să stârnească mânia unui om de teapa lui Billings, mai mult decât un puhoi de înjurături. Deși capitanul putea fi cu ușurință determinat să-și regrete cuvintele pripite, dacă Lord Greystock s-ar fi ostenit să-l îmbuneze, Acum se încrâncenă irevocabil în furia în care îl părăsise Clayton și ultima șansă a conlucrării lor pentru binele comun se spulberă în vânt. Ei, Alice," spuse Clayton, când veni din nou lângă soția sa, aș fi putut să-mi cruți o steneala. Individul a fost mai mult decât necunoscător. numai că nu mi-a sărit la belegată ca un câine turbat. N-are decât să fie spânzurat cu colabia lui cu tot și până când o să scăpăm tefer din toată beleaua asta, Singurul lucru care mă preocupă e binele nostru. Și cred că primul pas pe care trebuie să-l facem în vederea acestui scop ar fi să coborâm în cabină și să-mi pregătesc pistoalele. Îmi pare rău acum că puștile și munițiile le-am împachetat în ladă din cală." Își găsiră cabina complet răvășită. Hainele smulse din lăzile și valizele deschise zăceau împrăștiate pe jos, până și paturile fuseseră făcute bucăți. Evident, s-a găsit cineva mai grijuliu față de bunurile noastre decât am fost noi înșine." observă Clayton. Hai, Alice, să aruncăm o privire și să vedem ce lipsește. O cercetare minuțioasă dădu la iveală faptul că nu lipseau decât cele două pistoale ale lui Clayton și mica provizie de gloanțe puse deoparte pentru ele. Exact lucrurile pe care le-aș fi dorit cel mai mult să mi le fi lăsat, spuse Clayton, și faptul că au ținut să le aibă pentru ei și numai pentru ei e cât se poate de înfricoșător. Ce e de făcut, John?" întrebă soția lui. Poate că ai avut dreptate când ai afirmat că unica noastră șansă e aceea de a ne menține într-o poziție neutră. Dacă ofițerii vor fi în stare să împiedice revolta, atunci nu avem de ce a ne teme. Iar dacă răzvrătiții vor fi biruitori, singura noastră speranță ar consta în faptul de a nu le fi dejucat planurile și de a nu fi uneltit împotriva lor. Ai dreptate, Elis. Vom urma calea de mijloc. Când începură să facă ordine în cabină, Clayton și soția lui zăriră amândoi în același timp un petec de hârtie vârât pe sub ușe. Dar în clipa când Clayton se aplecă să-l ridice, observă cu imire că hârtia înainta singură spre interiorul cabinei, fiind împinsă înăuntru de cineva de afară. Iute și fără zgomot se îndreptă spre ușe și dădu să apese pe clanță ca să o deschidă, dar soția sa îl apucă de închetura mâinii. Nu, John!" îi șoptia. Ei nu doresc să fie văzuți, așa că nu ne putem îngădui să-i vedem. Nu uita că am hotărât să urmăm calea de mijloc. Clayton suruse și își lăsă mâna în jos. Stătura amândoi locului, urmărind înaintarea peticului de hârtie albă, până când, în sfârșit, acesta se opri pe podea dincolo de ușe. Clayton se aplecă din nou și îl ridică. Era o foaie de hârtie albă, soioasă, împăturită stângaci într-un pătrat zdrențuit. Când o despăturiră, dă dură peste un mesaj simplist, Aproape ilizibil, trădând o mână neînvățată cu meșteșugul scrisului. Tălmăcit, era un mesaj de avertisment către Clayton, cerându-i să nu raporteze lipsa pistoalelor sau să nu cumva să repete cele ce îi mărturisise bătrânul marinar, căci altfel îl pândește moartea. Cred că va trebui să fim cu minți, rostit Clayton cu un zâmbet jalnic. Tot ce putem face este să stăm nemișcați și să așteptăm orice ar fi să vină. Sfârșitul capitolului 1 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs Tarzan din neamul maimuțelor Capitolul 2 Cămin în sălbăticie și nici nu a avut mult de așteptat că cea doua zi dimineața când Clayton ieși pe punte să-și facă obișnuita plimbare înainte de micul dejun, răsună o împușcătură, apoi încă una și încă una. Priveliștea care îi se înfățișeau ochilor îi confirmă cele mai rele temeri. În fața micului grup de ofițeri se ridicase înfruntându-i întregul echipaj pe pestris de pe Fuvalda cu Michael cel Negru în frunte. La prima salvă de gloanțe venită din partea ofițerilor, oamenii se împrăștiară căutând adăpost, apoi din locurile ferite de după catarge, de după cabina timonierului și cea a comandantului, porniră să tragă în cei cinci ofițeri care reprezentau mult urâtă autoritate de pe bord. Doi dintre răzvrătiți căzură secerați de pistolul capitanului. Zăceau acolo unde se prăbușiseră printre combatanți. Dar curând secundul vasului se prăvăli cu fața în jos și la strigătul de comanda lui Michael cel Negru, răzvrătiții traseră în cei patru ofițeri rămași. Echipajul nu reușise să facă rost decât de șase arme de foc, astfel încât majoritatea erau înarmați cu prăjini, topoare, bute și rângi. Capitanul își golise pistolul și tocmai îl reîncărca în clipa când se porni atacul. Pistolul secundului fusese strivit, așa încât numai două arme ținură piept răzvrătiților, când aceștia dă dură asupra ofițerilor ce începuseră să se tragă în dărăt din fața valului mânios. De amândouă părțile se strigau blesteme și ocări înspăimântătoare, prefăcând la oaltă cu pognetele armelor de foc și cu țipetele și gemele răniților puntea navei Fuvalda într-un soi de balamuc. Înainte ca ofițerii să fi făcut 12 pași de andăratele, oamenii se năpustiră asupra lor. Un topor mânuit de un negru voinic despică asta capitanului de la frunte la bărbie. O clipă mai târziu se prăbușiră și ceilalți, morți sau răniți sub ploaia de lovituri și de gloanțe. Rapidă și cumplită a fost acțiunea răzvrătiților de pe Fuvalda și în tot timpul desfășurării ei, John Clayton a stat rezemat flegmatic lângă pasarelă, pufăindu-și meditativ pipa de parcă ar fi urmărit un meci oarecare de cricket. Când căzu și ultimul dintre ofițeri, Clayton își spuse că ar fi timpul să se reîntoarcă lângă soția lui, ca nu cumva vreunul dintre membrii echipajului să o găsească singură în cabină. Deși foarte calm și indiferent în aparență, Clayton era foarte neliniștit și frământat în sinea lui, căci se tema pentru siguranța soției sale, acum când se aflau la discreția acestor semi-brute ignorante în mâna cărora îi aruncase soarta cu atâta neîndurare. Când se întoarse să coboare scara, mare a fost mirarea să-și vadă soția pe trepte foarte aproape de el. De cât timp ești aici, Alice?" De la început," răspunse ea, ce îngrozitor, John, o, oh, ce îngrozitor! La ce ne putem aștepta din partea unor asemenea oameni? La gustarea de dimineață, sper, răspunse el zâmbind, vitejește, în încercarea de a-i mai domoli spaimele. Cel puțin asta am de gând să le cer. Vino cu mine, Els. Trebuie să le dăm a înțelege că nu ne așteptăm la altceva decât la un tratament politicos din partea lor. Între timp, oamenii făcuseră cerc în jurul ofițerilor morți și răniți și, fără părtinire sau îndurare, îi aruncau peste bord, indiferent dacă erau vii sau decedați. La fel de necruțător procedau și cu lor morți sau muribunzi. Deodată, cineva din echipaj dădu cu ochii de familia Clayton, care se apropia și strigând Uite încă doi buni să fie dați hrană la pești!" se repezi spre ei cu toporul ridicat. Dar Michael cel Negru se arătă mai iute, astfel încât, Până să fi făcut cinci pași, individul se prăbuși cu un glonț în spinare. Cu un muget puternic, Michael cel Negru atras atenția celorlalți și arătând spre Lord și Lady Greystock răgnii. Ăștia sunt prietenii mei și trebuie să fie lăsați în pace, ați înțeles? Acum eu sunt capitanul pe vasul ăsta și cum spun eu, așa o să fie, adăugă el întorcându-se spre Clayton. Voi vedeți-vă de treabă și nimeni nu o să vă facă niciun rău mai zise aruncând o privire amenințătoare spre restul echipajului. Claytonii urmară cu atâta străjnicie instrucțiunile lui Michael cel Negru, încât nu se întâlniră aproape deloc cu membrii echipajului și nu aflară nimic despre planurile acestora. Din când în când răzbeau până la ei slabe ecouri de ciondăneli și certuri între răzvrătiți și în două rânduri tăcerea a fost sfâșiată de lătratul mărșav al armelor de foc dar Michael cel Negru era un conducător potrivit pentru banda de ucigași, silindu-i să se supună regulilor stabilite de el. În cea de-a cincea zi după omorârea ofițerilor de pe vas, matelotul de pază semnală ivirea uscatului la orizont. Michael cel Negru nu avea cum să știe dacă era o insulă sau coasta continentului, dar îl înștiință pe Clayton că dacă cercetările vor dovedi că e pământ locuibil, el și Lady Greystock vor fi debarcați împreună cu bunurile ce le aparțineau. Câteva luni o să stați în siguranță acolo, îi lămuri el mai departe, iar între timp noi o să căutăm să ajungem pe undeva pe vreo coastă locuită ca să ne putem împrăștia și să ni se piardă urma. După aceea o să am eu grijă ca guvernul Dumitale să fie informat unde vă găsiți și să trimită de îndată un vas de război să vă culeagă. Ar fi prea complicat să vă debarcăm într-un loc civilizat unde ni s-ar pune o sumedenie de întrebări și nici unul dintre noi n-are răspunsuri prea convingătoare la îndemână. Clayton protestă împotriva lipsei de omenia unei debarcări pe un țărm necunoscut, unde ar fi lăsați în voia fiarelor sălbatice și, probabil, a triburilor și mai sălbatice. Dar vorbele nu i-au fost de niciun folos și nu reuși decât să stârnească mânia lui Michael cel Negru, așa încât se văzu nevoit să se înfrâneze și să facă haz de necaz. În jurul orei 3 după amiază ajunseră în dreptul unei frumoase coaste împădurite la gura a ceea ce părea a fi un golf înconjurat pe trei laturi de pământ. Michael cel Negru trimise în recunoaștere o barcă încărcată cu oameni pentru a sonda intrarea și șansele ca Fuvalda să poată ancora în golf fără riscuri. O oră mai târziu oamenii se înapoiară și declarară că apa era suficient de adâncă pe întreg parcursul precum și în micul bazin. Încă înainte de a se fie întunecat, Fuvalda își lăsă ancora pe fundul apelor liniștite ca o oglindă ale golfului. Țărmul care îl înconjura era îmbietor, acoperit de vegetație semitropicală, iar în depărtare părea să se înalțe din ocean un ținut de dealuri și platouri acoperite aproape uniform de pădure virgină. Nu se zărea nicăieri vreun semn că pământul ar fi fost locuit, dar faptul că ar fi putut adăposti cu ușurință viața umană se vedea limpede prin belșugul de păsări și animale zărite de cei ce vegheau pe puntea Fuvaldei, precum și prin sclipirea unui râuleț ce se vărsa în golf, asigurând apă dulce din plin. În timp ce înserarea învoluia pământul, Clayton și Lady Ellis stăteau încă pe parapetul navei, contemplând în tăcere viitorul lor cămin. Din umbra întunecoasă a măreței păduri răzbăteau chemările sălbatice ale fiarelor, răgetul profund al leului și din când în când câte un țipăt strident de panteră. Femeia se lipi mai strâns de soțul ei, anticipând cu spaimă grozăviile ce le vor fi hărăzite în bezna fioroasă a nopților următoare, când se vor găsi singuri pe acest țărm sălbatic și pustiu. Mai târziu, în aceeași seară, Michael cel Negru se apropie de ei, doar atât cât să le ceară să-și facă pregătirile pentru a debarca în zori încercară să-l convingă să-i lase într-un ținut mai ospitalier, într-un loc unde a ajuns de apropiat de civilizație, încât să poată spera să nimerească pe mâini prietenoase. Dar nici rugămințile, nici amenințările, nici făgăduielile de răsplată nu-l putură clinti. Sunt singurul om de pe bord care nu preferă să vă vadă mai curând morți, deși știu că asta ar fi calea cea mai înțeleaptă ca să ne salvăm noi pielea. Dar Michael cel Negru nu e omul care să uite un bine. Dumneata m-ai scăpat odată de la moarte și carevan și acum îți cruți eu viața, însă mai mult de atât nu pot face. Oamenii n-au de gând să vă mai înghită prea mult timp și dacă nu vă depun iute pe uscat s-ar putea să se răzgândească și în această privință. O să cobor pe țărm tot ca la vostru, niște unelte de gătit, câteva pânze vechi ca să vă înjeghebați corturile și merind decât să vă ajungă până puteți descoperi fructe și vânat." Cu armele voastre de apărare o să puteți rezista destul de lezne până or să vă vină în ajutor. După ce o să-mi găsesc o ascunzătoare sigură, o să am grijă ca guvernul britanic să afle unde vă găsiți. Pentru nimic în lume n-aș putea să le indic locul exact, pentru că nici eu n-am habar unde vine, dar până la urmă ori să vă găsească. După ce Michael cel Negru îi părăsi tăcuți în cabină, fiecare dintre ei pradă unor apăsătoare presimțiri. Clayton nu credea că Michael cel Negru ar fi avut cea mai mică intenție să înștiințeze guvernul britanic asupra locului unde se aflau și, de asemenea, se îndoia că nu se urzea cine știe ce trădare pentru a doua zi când vor acosta împreună cu marinarii care urmau să însoțească pe ei și avutul lor. Odată scăpați de sub supravegherea lui Michael cel Negru, oricare dintre marinarii lui putea să-i ucidă, fără ca Michael să-și simtă conștiința încărcată. Și chiar dacă scăpau de asemenea soartă, ce altceva ai aștepta decât înfruntarea unor primești din mult mai mari? Dacă ar fi fost singur, ar fi putut spera să reziste câțiva ani, căci era un bărbat viguros, atletic. Dar cum să reziste el și cealaltă viață propândă, care foarte curând avea să vadă lumina zilei, în mijlocul amenințărilor și primejdilor crâncene ale unei lumi primitive? Cleton se cutremură gândindu-se la cumplita gravitate a situației lor deznădăjduite. Doar o providență miloasă îl împiedica să prevadă întreaga realitate hidoasă care aștepta în bezna sinistră a acelor crunte păduri. A doua zi dimineață, mesele lor lăzi și cutii fură stivuite pe punte și apoi coborute în bărcile ce așteptau să le transporte pe uscat avea un bagaj numeros și variat, întrucât Claytonii prevăzuseră eventualitatea de a fi nevoit să rămână 5 până la 8 ani în noul cămin spre care plecaseră. Așadar, pe lângă numeroase obiecte de strictă necesitate, luaseră cu ei și multe articole de lux. Michael cel Negru hotărâse că nimic din ceea ce aparținea familiei Clayton să nu fie reținut la bord. Dacă această hotărâre se datora milei ce o inspirau cei doi sau propriilor sale interese viitoare, ar fi greu de spus. Dar fără îndoială că prezența pe o navă suspectă a bunurilor aparținând unui înalt funcționar britanic dispărut ar fi fost un fapt greu de lămurit în orice port din lumea civilizată. Michael cel Negru era atât de zelos în strădania sa de a-și aduce intențiile la îndeplinire, încât stărui ca marinarii în posesia cărora se aflau pistoalele lui Clayton să îi le restituie de îndată. În bărci fură încărcate de asemenea provizii de carne sărată și biscuiți, o mică rezervă de cartofi și fasole, precum și chibrituri, vase de bucătărie, o lădiță cu unelte și pânze vechi făgăduite de Michael, de parcă și el s-ar fi temut exact de lucruri pe care îl bănuise Clayton, Michael cel Negru îi însoți personal pe țărm și a fost ultimul care i-a părăsit când, după ce butoaiele de pe vas au fost umplute cu apă proaspătă, bărcile se îndreptară spre fuvalda rămasă în așteptare. În timp ce bărcile pluteau lin pe apele domale ale golfului, Clayton și soția sale priveau îndepărtându-se și în sufletul amândoura încolțit presentimentul unei inevitabile calamități și al unei disperări fără margini. În spatele lor, pe muchea unei măguri joase pândeau alți ochi, ochi cu o privire fixă, fioroasă, licărind de sub sprâncene stufoase când fuvalda alunecă pe gura strâmta golfului și pierii din văz, ascunsă de un ieșind al malului, Lady Ellis își aruncă brațele în jurul gâtului lui Clayton și izbucni într-un nestăpânit hoho de plâns. Înfruntase plină de curaj pericolul răscoalei de la bord, privise în față cu dârzenie eroică teribila lor perspectivă, dar acum, când grozăvia absolutei lor singurătăți devenise o realitate, nervii ei supraîncordați cedaseră și reacția urmă firesc. Clayton nu încercă să-i oprească lacrimile. Era mai bine să lase în voie această izbucnire naturală a unor emoții îndelung stăvilite și multe minute se scurseră până când fata, căci abia de era mai răsărită ca un copil, putu să-și recapete stăpânirea de sine. Oh, John!" strigă în cele din urmă. Ce groaznic! Ce o să ne facem? Ce o să ne facem?" Nu ne rămâne de făcut decât un singur lucru, Ellis, răspunse Clayton cu un ton la fel de calm de parcă s-ar fi aflat în confortabilul lor salon de acasă, și anume să ne punem pe muncă. Munca trebuie să fie izbăvirea noastră. Nu trebuie să ne îngăduim timp de gândire, căci al minteri ne-am pierde mințile. Trebuie să muncim și să așteptăm. Sunt sigur că ajutorul ne va sosi și încă repede, de îndată ce se va constata că fuvalda a dispărut și aceasta chiar dacă Michael cel Negru nu se va ține de cuvânt. John, dacă am fi numai tu și cu mine suspină ea, am putea rezista. Știu bine, dar. Da, scumpa mea, răspunse Clayton cu blândețe. M-am gândit și la asta, însă va trebui să facem față, așa cum va trebui să facem față la tot ce va să vină, plin de curaj și cu deplină încredere în priceperea noastră de a ne descurca în cele mai vitrege împrejurări. Cu sute de mii de ani în urmă, străbunii noștri din trecutul cețos și îndepărtat au făcut fața acelorași probleme pe care va trebui poate să le înfruntăm și noi, în inima acelorași păduri virgine. Și faptul că ne aflăm astăzi aici e o dovadă că ei au biruit. Și oare ce au izbutit oamenii aceia nu vom izbuti și noi? Ba chiar mai bine, fiindcă noi avem în spate veacuri întregi de cunoștințe superioare și avem mijloacele pe care ni le-a furnizat știința de care ei nu aveau habar. Ceea ce au realizat ei, Alice, cu uneltele și armele lor de piatră și de os, vom putea realiza și noi, fără îndoială. Ah, John! Ce n-aș da să fiu și eu bărbat și să am o filozofie de bărbat, dar nu sunt decât o femeie care judecă mai curând cu inima decât cu capul și ceea ce văd înaintea noastră e prea cumplit, prea de neconceput ca să poată fi exprimat în cuvinte. Nădăjduiesc să ai dreptate, John, o să fac tot ce o să-mi stea în putință ca să fiu o cât mai bravă femeie primitivă, pereche potrivită pentru un bărbat primitiv. Primul gând al lui Clayton a fost să-și ghebe una de post unde să-și petreacă noaptea, ceva care să-i poată ocroti de fiarele de pradă ce dădeau târcoale. Deschise lada cu puși și muniții pentru ca amândoi să fie înarmați împotriva unui eventual atac în timpul cât se aflau la lucru, apoi căutară împreună un loc pentru adăpostul primei lor nopți. La vreo sută de iarzi depărtare de țărm se găsea o poieniță netedă cu foarte puțin copaci, în cele din urmă hotărâre să clădească aici, cu timpul, o locuință permanentă. Dar deocamdată am îndoi chipzuire că e mai bine să ridice o mică platformă între copaci, la care să nu poată ajunge nici cele mai puternice dintre animalele sălbatice al căror regată îl încălcaseră. În acest scop, Clayton alese patru arbori care formau un dreptunghi de vreo 8 metri pătrați, tăie apoi niște ramuri mai lungi din alți copaci și împrejmui dreptunghiul cu un soi de îngreditură, înaltă cam de vreo 3 metri de la pământ, legând zdravă în ramurile de cei patru copaci cu ajutorul unui odgon dat de Michael cel Negru din echipamentul navei Fuvalda. De a curmezișul acestei îngredituri, Clayton așeză alte crengi mai mici, una lângă alta așternu pe această platformă frunze imense din palmierul numit Urechea Elefantului, care creștea din belșug în jur, iar peste frunze întinse o pânză mare de catarg, împăturită de mai multe ori ca să aibă grosime. La 2 metri și jumătate mai sus, construi o platformă asemănătoare, dar mai ușoară, care urma să le servească drept acoperiș. Iar pe cele patru laturi întinse restul pânzei de catarg în chip de pereți. După ce îi sprăvi, cuibul lor arăta destul de confortabil și transportarea în el așternuturile și câteva dintre bagajele mai ușoare. Se scurse o bună parte a după amiezii, iar restul timpului, cât a mai stăruit lumina zilei, Clayton îl petrecu construind o scară grosolană cu ajutorul căreia Lady Alice să poată urca în noul ei cămin. Întreaga zi pădurea din jur fremătase de păsări agitate, cu penaje scântietoare de mai muțici săltărețe și guralive, care urmăriseră cu cel mai aprig interes și cu fascinație pe nou veniții și construirea minunatului lor cuib. Cu toate că atât Clayton cât și soția lui stăteau tot timpul cu ochii în patru, nu văzură nicio dihanie mai mare, deși în vreo două rânduri Micii lor vecini simieni se precipitară dinspre măgura din apropiere, țipând și trâncănind de zor, privind îndărăt cu ochii înfricoșați și dând a se înțelege la fel de limpede ca și cum ar fi vorbit, că fugeau de cine știe ce grozăvie care pândea pitite pe acolo. Puțin înainte de lăsarea serii, Clayton îi sprăvi scara și după ce umplură un ligian mare cu apă din râulețul învecinat, cei doi urcară la relativa siguranță oferită de cămăruța lor suspendată. Cum era destul de cald, Clayton nu l -l lăsase în jos pereții laterali și în timp ce stăteau turcește pe pături, Lady Ellis, scrutând umbrele din ce în ce mai mohorâte ale pădurii, își apucă brusc soțul de braț. John!" șoptia. Ia te uită! Ce e? Un om?" Când Clayton întoarse ochii în direcția indicată de soția sa, văzu o siluetă gigantică stând în picioare, în măgură și profilându-se nedeslușit pe fundalul umbrelor. O clipă, silueta rămase locului de parcă ar fi tras cu urechea, apoi se întoarse și se mistuie în tenebrele junglei. Ce a fost John?" Nu știu, Alice," răspunse el cu voce gravă. E prea întuneric ca să fi putut dezluși de la distanța asta. Poate că nu era decât o umbră iscată de luna care răsare." Nu, John, dacă nu era un om, atunci era o gigantică și grotească imitație de om." Oh, me teamă!" Clayton o strânse în brațe și obtindu-i vorbe de îmbărbătare și de iubire. Puțin mai târziu, lăsă în jos pereții de pânză, legându-i zdravă de copaci, astfel încât, cu excepția unei deschizături înguste ce dădea înspre plaje, erau cu desăvârșire îngrădiți. Cum în cuibușorul lor domnea acum obeznă, o beznă sotai cu cuțitul, se culcara amândoi pe așternut încercând să dobândească prin somn un scurt răgaz de uitare. Clayton se întinse cu fața spre deschizătură, având la îndemână o pușcă și o pereche de pistoale. Abia închiseră ochii când un sfâșietor țipă de panteră se înălță din jungla aflată în spatele lor. Se apropie din ce în ce, până când putură distinge pașii fiare chiar sub platforma lor. Un ceas și mai bine o auziră pufnind și agățându-se cu ghearele de copacii care le susțineau cuibul, până când, în cele din urmă, se îndepărtă, luând spre plaje, unde Clayton reuși să vadă limpede, în lumina clarului de lună, un animal robust, frumos, exemplarul cel mai mare pe care îl întâlnise vreodată. În lungile ceasuri de beznă ce urmară, nu reușire decât să ațipească pe apucate, căci lărmuia la nocturna a imensei jungle, unde clocoteau miriade de vieți animale, le mențineau într-o continuă încordare nervii surescitați, astfel încât de o sută de ori se treziră, tresărind la auzul strigătelor ascuțite sau al unor zgomote furișe de namile tupilate sub ascunzișul lor. Sfârșitul capitolului 2 Aceasta este o înregistrare cărți Cărțiaudio.eu pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs, Tarzan din neamul maimuțelor Capitolul 3. Viață și moarte Dimineața îi află prea puțin sau aproape deloc odihniți, deși încercarea o nespusă ușurare la evirea zorilor. De îndată ce și încropiră o frugală gustare alcătuită din carne de porc sărată, cafea și biscuiți, Clayton începu munca de construire a locuinței lor, pentru că își dădea seama că nu se puteau aștepta la niciun fel de siguranță și la niciun pic de odihnă noaptea, atâta timp cât nu vor fi despărțiți de viața junglei prin patru pereți trainici. Era o sarcină anevoioasă, care îi lua aproape o lună, deși nu clădi decât o singură cămăruță. Își dură cabana din trunchiuri mici, groase, de vreo 15 cm, astupând spațiile libere cu un soi de lut care îl găsi la mica adâncime de la suprafața solului. La un capăt construi o vatră de pietre mici aduse de pe plaje. Le tecui tot cu lut și când casa fugata, întinse și la exterior un strat de lut gros de vreo 10 cm. În deschizătura ferestrei așeză niște rămurele numai groase de 2 cm și jumătate, pe care le dispuse orizontal și vertical, împletindu-le atât de strâns încât alcătuiau gratii de nădejde ce puteau rezista forței unui animal puternic. În felul acesta, locuința avea aer și ventilație, fără a pierde din siguranță. Acoperișul în formă de A îl construi din rămurele mici legate foarte strâns, peste care așternu iarba lungă a junglei și foi de palmier fixate apoi printr-un ultim strat de lut. Pentru ușe folosi lăzile de ambalaj care conținuseră lucrurile lor, fixând în cuie o placă peste alta și așezând transversal scândurile de aceeași fibră, până când obținu un material solid gros de vreo 8 cm și atât de rezistent încât pe amândoi îi povni râsul numai când îl priviră. Dar ajungând la acest punct, Clayton se izbide de cea mai mare dificultate, întrucât după ce construi ușa masivă nu a avut niciun mijloc de a o prinde. Totuși, după încă două zile de muncă, izbuti să fasoneze două balamale din lemn tare, cu ajutorul cărora montă ușa, astfel încât să se deschidă și să se închidă cu ușurință. Tencuiala și finisajul fură adăugate după ce se mutară în casă, ceea ce se întâmplă de îndată ce a fost așezat acoperișul, prin îngrămădirea tuturor lăzilor în fața ușii peste noapte și astfel locuința lor deveni relativ sigură și confortabilă. Construirea unui pat a scaunelor, a unei mese și a rafturilor era o treabă comparativ ușoară, așa încât spre sfârșitul celei de-a doua luni, se aflau cu mod instalați și de n-ar fi fost teama permanentă de un atac din partea jivinelor, precum și singurătate din ce în ce mai apăsătoare, nu s-ar fi simțit nici stânjeniți, nici nefericiți. Noaptea, fiarele măriau și răgeau în jurul micuției lor cabane, dar omul se deprinde în asemenea măsură cu zgomotele des repetate, încât curând nu se mai se de ele, dormind buștean până în zori. În trei rânduri zărirea fugitiv siluetele masive, asemănătoare cu omul de felul celei pe care o văzuseră în prima noapte, dar niciodată îndeajuns de aproape ca să-și poată da seama dacă siluetele întrezărite aparțineau unor oameni sau unor animale. Păsările strălucitoare și maimuțele se învățaseră cu noile lor cunoștințe și, cum de bună seamă nu mai văzuseră niciodată până atunci ființe omenești, după ce le trecu prima spaimă începură să se apropie din ce în ce, îmboldită de acea ciudată curiozitate de care stăpânite vietățile pădurii, ale junglei și ale câmpiei, așa încât încă din prima lună unele păsări ajunseseră să accepte firmituri din mâinile prietenoase ale celor doi Clayton. Într-o după amiază, în timp ce Clayton lucra la o cabană suplimentară deoarece avea de gând să construiască mai multe încăperi, Micilor prieteni caragioși, mai muticile, năvălirea țipând și bruftoluindu-se printre copaci, venind în fugă din direcția măgurii. În timp ce fugeau, aruncau în apărarea lor priviri temătoare și în cele din urmă se opriră lângă Clayton, flecărind ațățate ca și cum ar fi vrut să-l vestească de apropierea unui pericol. În sfârșit, văzu și el acel ceva de care se temeau atâta mai muticile, omul fiară pe care Clayton îl zărise până acum doar în se apropia prin junglă într-o poziție semi-verticală, sprijinindu-și din când în când pumnii pe pământ, o gigantică maimuță antropoidă și, pe măsură ce înainta, scotea niște mârieli guturale și un soi de sunet lătrat. Clayton se afla la oarecare distanță de cabană, pregătindu-se să dobare un arbore cât se poate de potrivit pentru lucrările lui de construcție. Luni întregi de continuă siguranță, timp în care niciun animal primejdios nu se arătase la lumina zilei, îl făcuseră să devină imprudent. Clayton își lăsase puștele și pistoalele în cabină și acum, când văzu uriașa maimuță zdrobind sub tăl vegetația măruntă a junglei și venind drept spre el, dintr-o direcție ce-i tăia orice cale de scăpare, simți un fior săgetându-l prin șira spinării. Știa că, înarmat cum se afla doar cu un topor, șansele lui împotriva monstrului feroce erau într-adevăr foarte mici. Și apoi Alice. O, oh, Dumnezeule, spuse el, ce se va întâmpla cu Alice? Mai exista o slabă nădejde să ajungă înapoi la cabană. Se întoarse și început să alerge în direcția locuinței, scoțând strigăte de alarmă menite să o vestească pe soția sa să fugă și să se baricadeze după ușa grea a cabanei, în cazul în care gorila i-ar fi tăiat drumul. Lady Greystock stătea în apropierea cabanei și când auzi strigătul ridică privirea. Ei fu dat să vadă maimuța care făcea salturi de o incredibilă sprinteneală pentru un animal atât de mare și greu, străduindu-se să i-o ia înainte lui Clayton. Cu un strigăt stins, Lady Alice fugi spre cabană și când intră, aruncă înapoi o privire ce îi umplu inima de groază, căci monstrul îi tăiase soțul ei calea. Clayton se afla în mare impas, strângând toporul cu ambele mâini, gata să-l repeadă asupra animalului furios, în clipa când acesta s-ar fi hotărât să se nepustească asupra -i. Alice, închide ușa și baricadează-o!" strigă Clayton. O să dobor bestia cu toporul!" dar știa foarte bine ce l-așteaptă, o moarte înfiorătoare, iar Lady Alice știa și ea. Gorila era o dita mai matahala, cântărind probabil vreo 150 de kilograme. Ochii apropiați răi sclipeau de ură pe sub sprâncenele zbârlite în timp ce caninii ascuțiți ieșiră la iveală dezgoliți într-un rânjet hidos când se opri o clipă să-și cântărească prada. Peste umărul bestiei, Clayton putea vedea ușa cabanei, aflată la o distanță mai mică de 20 de pași și se simții înăpădit de un val de groază și de spaimă când o zări pe tânăra ei soție înarmată cu unul din pistoalele lui. Lady Alice se temuse întotdeauna de armele de foc și pentru nimic în lume nu s-ar fi atins de vreuna, dar acum se repezi spre maimuță cu neînfricarea unei leoaice care își apără puiul. Înapoi, Alice, pentru numele lui Dumnezeu, du-te înapoi!" Dar ea nici nu se gândise să ascultare și chiar în aceeași clipă, gorila se năpustia asupra lui Clayton, care nu mai putu să scoată nicio vorbă. Omul, adunându-și toate puterile, învârtit oporul deasupra capului, dar vânjusul animal își făcă unealta cu un spui mâini și smulgându-o din strânsoarea lui Clayton o zvârli cât colo. Cu un mărit sinistru și apucă neajuturată ei victimă, dar în secunda când colții de dură să se înfigă în beregata pe care o căutaseră cu atâta însetare, răsună o detunătură și glonțul pătrunse în spinarea gorilei între omoplați. Zvârlindu-l pe Clayton la pământ, bestia se întoarse spre noul său vrăjmaș. Dinainte îi se afla fata înspăimântată, căutând în zadar să mai descarce odată arma în trupul animalului. Dar Ellis, necunoscând mecanismul armelor de foc, trase de trăgaci. Aproape în aceeași clipă, Clayton se opinti ridicându-se în picioare și, fără să se gândească la zădărnicia unui asemenea act, se repezi să îndepărteze gorila de pe trupul soției sale care se făcuse ghem. Izbuti totuși fără mare efort căci namila se rostogăli neînsuflețită în iarbă. Gorila murise. Glonțul își îndeplinise misiunea. Clayton își cercetă în grabă soția și constată că nu avea nicio urmă de rană, drept care deduse că bestia murise chiar în clipa când sărise la Ellis cu și își ridică soția, încăleșinată, și o transportă în mica lor cabană, dar trecură două ore până când Eli să-și în simțiri. Primele cuvinte pe care le rosti îl umplură de îngrijorare pe Clayton, căci la câtva timp după ce își căpătase cunoștința, Elis privi o imită de jur în prejurul interiorului cabanei, apoi cu un suspin de mulțumire grăi. Vai, John, ce bine e să te afli acasă la tine! Aveam impresia că nu mai sunt la Londra, ci într-un înfiorător loc unde ne atacau niște monștri giganți. Haide, Alice, o el dezmierdându-i fruntea. Încearcă să mai dormi și nu te neliniști din plicina viselor rele. În noaptea aceea se născu fiul lor, în cabana ascundă din vecinătatea perdurii virgine, în timp ce un leopard urla în fața ușii, iar de dincolo de măgură se auzeau tonalitățile grave ale răgetului de leu. Lady Greystock nu-și mai reveni din șocul pricinuit de atacul gorilei și cu toate că a mai trăit un an după nașterea fiului ei, nu a mai ieșit niciodată afară din cabană și nu și-a mai dat vreodată de seama că nu se afla în Anglia. Uneori îi punea întrebări ciudate lui Clayton în legătură cu zgomotele ciudate care sfâșiau liniștea nopților, în legătură cu absența servitorilor și a prietenilor, cu bizara grosolonia mobilor din încăpere, dar cu toate că el nu făcea nicio încercare să o amăgească, niciodată Lady Alice nu a mai putut sesiza tâlcul tuturor acestora. Alminter gândea aproape normal, iar bucuria și fericirea pe care le încerca datorită micuțului ei fiu, precum și duioșia constantă cu care o înconjura soțul ei, făcură ca acest an să fie foarte fericit, cel mai fericit din tânăra ei viață. Clayton știa foarte bine că dacă Alice și-ar fi păstrat judecata neștiribită, ar fi suferit cumplit din cauza neliniștilor și a îngrijorării, așadar, deși se simțea nespus de îndurerat de starea ei, în unele momente era de-a dreptul bucuros că soția lui nu putea să înțeleagă realitatea. De multă vreme renunțase la speranța de a se salva de acolo decât doar prin cine știe ce întâmplare. Cu un zel neostoit lucrase la înfrumusețarea interiorului cabanei. Dușumaua era acoperită cu piei de leu și de panteră. Diferite bufete și rafturi de cărți căptușeau pereții. Vaze ciudate modelate cu propriile ei mâini din lutul ce se găsea în regiune purtau buchete de frumoase flori tropicale. Perdele împletite din fire de iarbă și de bambus împodobeau ferestrele și realizarea cea mai grea dintre toate reușise cu sărăcocioasele lui unelte să taie scânduri pentru a nivela suprafața pereților și a tavanului și a-și înșgheba o podea netedă. Faptul că reușise să-și educe mâinile la îndeletniciri și trude atât de neobișnuite constituia pentru el o sursă de continuă și blândă mirare dar își iubea munca, deoarece o făcea de dragul soției sale și a firavei vieți care venise să le însenineze zilele, deși le sporise însuțit răspunderile și grozăvia situației. În anul care urmă, Clayton fu atacat în mai multe rânduri de maimuțe gigantice, care păreau acum să bântuie în permanență prin preajma cabanei. Dar cum niciodată nu se mai hazardase să iasă fără ambele puști și pistoale, nu se mai temea de uriașele jivine. Întărise apărarea ferestrelor și potrivise la ușa cabanei un lacă de lemn, unic în felul lui, așa încât când pleca la vânătoare sau la cules de fructe, în pe care era nevoit să le practice în mod constant pentru a asigura nevoile de hrană, nu se mai temea de posibilitatea ca vreuna din bestiile acelea să dea buzna în căminul lui. La început împușca cea mai mare parte a vânatului chiar prin fereastra cabanei, dar după un timp, animalele se învățaseră să se ferească de curioasa vizuină de unde îi zbugneau în fricoșetoarele de tunături de pușcă. În răgazurile de odihnă, Clayton îi citea adeseori cu glas tare soției lui din tancurile de cărți pe care le aduseseră cu ei în vederea noului cămin la care nădăjduiseră. Printre acestea se aflau și multe cărți pentru copii, cărți cu poze, abecedare, povești, căci se aștepta să răcaudraz la lor să atingă vârsta cititului mai înainte ca ei să fi putut spera să se întoarcă în Anglia. Alte ori, Clayton își făcea însemnări în jurnalul lui, pe care se deprinsese să scrie în limba franceză și unde îi înregistra amănuntele ciudatei lor vieți. Își ținea jurnalul ferecat într-o casetă de metal. Când se împlini un an de la nașterea fiului ei, Lady Alice se stinse din viață, tăcut, în somn. Atât de domol a fost sfârșitul, încât lui Clayton îi trebuiră ore întregi până să-și dea seama că soția sa era într-adevăr moartă. Grozăvia situației i-a făcut loc foarte încet în conștiința lui și e îndoienic dacă și-a dat vreodată seama pe deplin de imensitatea durerii sale și de cumplita răspundere care i-a păsa acum pe umeri când avea în grijă făptura aceea plăpândă pe fiul care trebuia încă alăptat. Ultima însemnare în jurnalul său a fost făcută în dimineața ce a urmat sfârșirii din viața lui Lady Alice și cuprinde o serie de amănunte expuse într-un limbaj prozaic care le sporește nota patetică pentru că respiră din ele o apatie istovită născută dintr-un lung șir de suferințe și deznătești, o apatie pe care chiar această cruntă lovitură abia de o putea face să vibreze în adâncurile unei dureri mai intense. Fiul meu țipă după mâncare. oh, Alice, Alice, ce să mă fac? Și în timp ce John Clayton așternea aceste cuvinte sortite să fie cele din urmă scrise de mâna lui, capul îi căzu ostenit peste brațele întinse pe masa cioplită pentru cea care zăcea acum împietrită și rece în patul de alături. Vreme îndelungată niciun sunet nu știrbită tăcerea mormântală a amiezii de junglă, în afară de scâncetele jalnice ale micuțului pui de om. Sfârșitul capitolului 3 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs, Tarzan din mai maimuțelor Capitolul 4 Gorilele În inima pădurii, pe un platou aflat cam la o milă în spatele oceanului, bătrânul Kerchak, gorila, spumega de furie în mijlocul neamului său. Membrii mai tineri și mai sprinteni ai tribului se cățăraseră pe ramurile de sus ale arborelui uriaș ca să se ferească de mânia bătrânului, preferând să-i viața pe crengile care abia le suportau greutatea decât să-l înfrunte pe bătrânul Kerchak într-unul din accesele lui de nestăpânită furie. Ceilalți mascul se risipiseră în toate direcțiile, dar numai înainte ca bruta ațățată să fi simțit vertebrele uneia dintre ei pleznind între fălcile uriașe în spumate de turbare o tânără femelă ghinionistă alunecă de pe o ramură înaltă pe care nu își putuse ține echilibrul și se prăbuși cu zgomot chiar la picioarele lui Kerchak. Scoțând un urlet sălbatic, gorila se repezi asupra ei, sfâșindu i cu colții puternici o bucată de carne de pe coaste și izbind o violent în cap și peste umeri cu o creangă de copac frântă, până-i făcut asta chisăliță. Apoi o pândi pe cala, care, întorcându-se chiar atunci cu puiul său dintr-o expediție în căutarea hranei, habar n de turbarea înverșunatului Kerceac, până când țipetele de alarmă ale fârtaților ei nu au făcură soiala să sănătoasă ca să-și scape pielea. Dar Kerceac o ajunse din urmă atât de aproape încât ar fi înșfăcat-o de închietura mâinii dacă ea n-ar fi executat un disperat salt aerian să rinde pe un copac pe altul, performanță periculoasă pe care gorilele o practică foarte rar doar când nu există o altă soluție în fața primejdiei. Execută saltul cu succes, dar când se prinse de crângile copacului mai îndepărtat, smucitura bruscă slăbi strânsoarea brațelor puiului ei, care îi se agățase cu frică de gât și cala a văzut mica făptură rostogolindu-se, răsucindu-se și chircindu-se la 10 metri de desubt. Cu un înfiorător strigă de durere, cala se aruncă de-a dreptul lângă el, fără să-i mai pese de primejdea ce din partea lui Kerciac, dar când ridică micuța făptură zdrobită, văzu că viața îi părăsise trupul. Gemând înfundat, cala continuă să strângă puiul la piept, iar Kerciac nu încercă să o brutalizeze. Moartea puiului făcuse ca furia ei diavolească să se astâmpere tot așa de brusc cum se dezlănțuise. Kerchak era o uriașă căpetenie de gorile, cântărind peste 175 de kilograme. Avea o frunte foarte îngustă și teșită, ochii injectați, mici și așezați foarte aproape de rădăcina nasului grosolan, turtit. Urechile erau mari și subțiri, dar oricum mai mici decât ale altora din neamul său. Firea lui vijelioasă și marea ei forței asiguraseră dominația asupra micului trib în mijlocul căruia se născuse cu vreo 20 de ani în urmă. Acum când era în plină vigoare, în toate pădurea deasă nu exista mai maimuță care să fi cutezat să-i conteste dreptul la domnie, iar celelalte fiare mai mari se fereau să-l hărțuiască. Bătrânul Tantor, elefantul, era singurul dintre toate vietățile sălbatice care nu se temeau de el și numai de elefant se temea Kerchak. Când Tantor puvnea pe trompa lui, gorila și neamul ei se cățărau iute în copaci la nivelul al doilea. Tribul de antropoide peste care domnea kercea cu mână de fier și colți amenințători dezgoliți număra șase până la opt familii, fiecare dintre acestea fiind alcătuită dintr-un mascul adult cu femelele și puii lui, însumând cu toții la oaltă vreo 60-70 de maimuțe. Cala era femela cea mai tânără a unui mascul numit Tublat, ceea ce înseamnă nas spart, iar puiul pe care îl văzuse strivit era primul ei copil, de altfel ea nici n-avea mai mult de 9 sau 10 ani. Deși atât de tânără, cala era vânjoasă și puternică. Un exemplar splendid, cu mădularele zvelte, o frunte rotundă și înaltă, care vedea că era înzestrată cu mai multă inteligență decât semenii săi. De asemenea, avea o mare capacitate de iubire și suferință maternă. Totuși, era numai o maimuță o uriașă feroce, înverșunată fiară, dintr-o specie îndeaproape înrudită cu gorilele, doar ceva mai inteligentă decât acestea. Inteligența îmbinată cu forța gorilelor făcea din specia ei cel mai fioros dintre înspăimutătorii străbuni ai omului. Când membrii tribului își dă dură seama că mânia lui Kerchak se potolise, își părăsiră încet ascunzișurile din arbor și porniră să-și vadă mai departe de feluritele îndeliniciri de la care fusese întrerupți. Tinerii se jucau și se zbenguiau printre copaci și tufișuri. Câțiva dintre adulți se întinseră cu fața în jos pe culcușul moale alcătuit din frunze moarte sau putrezite ce acopereau pământul, în timp ce alții răsturnau crengi căzute și bulgări de pământ, scormonind după gândăcei și reptilele ce formau o parte a hranei lor. Alții scotoceau prin copaci din jur după fructe, alune, păsări mici sau ouă. Se trecură în felul acesta o oră și mai bine când Kerchak îi adună și, poruncindu-le să-l urmeze, se îndreptă spre ocean. În cea mai mare parte, acolo unde era spațiul bătătorit, mărșăluiră pe pământ, urmând cărarea uriașilor elefanți, care, tot ducându-se și întorcându-se, erau singurii ce tăiau drum în junglă prin încâlcearea de mărăciniși, liane, plante agățătoare și copaci. Când mergeau, gorilele înaintau cu o mișcare rotită, stângace, proptindu-se cu pumnii noduroși în pământ și săltându-și înainte corpurile disgrațioase. Când însă drumul ducea printre arbori mai mărunți, se mișcau cu repeziciune legănându-se de pe o crangă pe alta, cu agilitatea verilor lor mai mici, mai muțele. Și tot drumul, cala își purtă puiul mort, strâns, lipit, la piept. Curând după amiază ajunseră pe creasta unei măguri care dădea spre plaje și la poalele căreia se afla cabina ce constituia ținta lui Kerceac. Văzuse pe mulți din neamul lui prăbușindu-se morți în fața zgomotului puternic scos de bățul negru, mânuit de ciudata maimuță albă care trăia în burlogul acela minunat și chiar cea când mintea e primitivă, luase hotărârea să pună stăpânire pe un altă dătătoare de moarte și să cerceteze interiorul misteriosului cuib. Mai voia foarte, foarte mult să-și înfigă dinții în beregata ciudatului animal pe care învățase să-l urască, temându-se totodată de el, din care pricină venea adeseori cu tribul său în recunoaștere, pândind un prilej când mai mulța albă ar fi fost mai puțin vigilentă. În ultima vreme renunțaseră la ideea unui atac și nici măcar nu se mai arătaseră pentru că ori de câte ori procedaseră astfel în trecut, bățul negru își detunase cumplitul mesaj de moarte către unul din membrii tribului. Astăzi însă omul nu se vedea pe afară și din locul de unde îi scodau, maimuțele putură observa că ușa cabanei era deschisă. Încet, cu prudență și fără zgomot, se estrecurară prin junglă spre cabana. Nu scoaseră niciun mări, niciun urle de furie. Bețigașul cel negru îi învățase să se apropie muțește, ca nu cumva să-l trezească. Veniră din ce în ce mai aproape până când ceac însuși se furișe chiar la ușă și privi înăuntru. În spatele lui urmau doi masculi și apoi cala, strângând la piept mica povară neînsuflețită. Văzură înăuntru maimuța albă pe jumătate prăbușită peste o masă, cu capul culcat pe brațe, pe pat zăcea o siluetă acoperită cu o pânză de catarg, în timp ce dintr-un mic leagăn rustic se auzea scâncetul unui prunc. Kerchak se strecură hoțește și se ghemui pe vine, gata de atac. În clipa aceea, John Clayton se înălță cu o tresărire violentă și se găsi față în față cu maimuțele. Priveliștea care îi se înfățișeau ochilor trebuie să-i fi înghețat sângele în vine, căci din ce de ușe, se aflau trei gorile monstruoase, în spatele cărora se îngrămădeau numeroase altele. Câte erau, n-a putut niciodată să știe, pentru că puștile lui atârnau pe peretele din celălalt capăt al încăperii, alături de pistoale, iar Kerchak se șină pustia asupra ei. După ce regele maimuțelor eliberă din strânsoare trupul nensuflețit al celui ce fusese John Clayton, Lord Greystock, își îndrepta atenția spre micuțul din leagăn, dar cala ajunsese acolo prima, iar când Kerchak dădu să își face copilul, îl smulse ia și, înainte de a fi putut să-i taie drumul, cala o și zbughi pe ușe și se adăposti într-un arbore înalt. Răpind pruncul Alisei Clayton, Cala lăsase să cadă în leagănul gol puiul ei mort, căci plânsetul puiului viu stârnise în sălbatica ei inimă chemarea universalului ei instinct matern pe care puiul mort nu-l mai putea stâmpăra. Acolo sus, pitită printre crengile unui arbore uriaș, legăna la piept pruncul care țipa și în scurtă vreme instinctul ce vibra la fel de puternic în această femelă sălbatică pe cum vibrase și în pieptul gingașii și frumoasei Lady Alice, instinctul iubirii de mamă, pătrunse în abia înfiripată înțelegerea puiului de om și îl făcu să se domolească. Apoi foamea șterse și ultima barieră dintre ea și fiul unui lord englez și al unei lady și se ospătă la sânul calei, maimuța uriașe. Între timp, monștrii din cabană cercetau cu precauție cele aflate în ciudata vizuină. După ce se asigură că Clayton își dăduse sufletul, chiar cea că își îndrepta atenția spre ce era întins pe pat, acoperit cu o pânză de catarg. Ridică ușurel un colț al giulgiului, dar când dădu ochii de trupul femeii, smulse cu brutalitate pânza în care era înfășurată și își încleștă mâinile uriașe păroase în jurul gâtului alb lipsit de viață o clipă și înfipse adânc degetele în carnea rece, apoi dându-și seama că femeia era moartă, o lăsă în părăsire, pornind să examineze conținutul încăperii, nemai atingându se de catavrul lui Lady Alice și a lui Sir John. În primul rând, atenția îi fu atrasă de pușca ce atârna pe perete. La bățul ăsta curios, care tuna aducând moarte, râvnea de luni de zile, dar acum, când se afla la o palmă de el, nu se încumeta să-l înhațe, se apropie prudent de obiect, gata să o ia la fugă dacă ar fi început să vorbească, iar cu glasul lui tunător și adânc, așa cum îl mai auzise vorbind când adresase ultimele cuvinte unor semene ai lui, Kerchak, care din neștiință sau din pripeală se năpustiseră asupra miraculoasei maimuțe albe care mânuia bățul. În străfundurile înțelegerii acestui animal încolțise ceva care îi spunea că bățul tunător e primejdios în mâna cuiva care știe să-l manevreze. Totuși trecură minute întregi până se hotărâ să-l atingă. Se plimbă de colo-colo prin fața bățului cu capul mereu întors, astfel încât nu slăbi o secundă din ochi obiectul năzuințelor sale. Slujindu-se de brațele lungi cum se slujește omul de cârje și aruncându-și la fiecare opintire trupul masiv încoace și încolo, marele rege al maimuțelor se învârti în sus și în jos, scoțând mârâiele răgușite, punctate din când în când de acel țipăt pătrunzător care e cel mai cumplit zgomot al junglei. În cele din urmă se opri dinaintea puștii. Încetișor întinse o mână uriașă până când aproape că atinse țeava scânteitoare pentru ca pe dată să-și retragă mâna și să-și acel dute vino precipitat. S-ar fi zis că prin toată această demonstrație de neînfricare, ca și prin țipetele sălbatice, colosul își aduna tot curajul și se ațățat singur până avea să atingă cu tezanța de a pune mâna pe armă. Se opri din nou și de asta dată izbuti să-și lipească mâna șovuitoare de oțelul rece, pentru ca în aceeași clipă să-și o retragă iar și să-și ia foia la plină de neastâmpă. Ceremonia se repetă de nenumărate ori, dar de fiecare dată cu o încredere sporită, până când în cele din urmă pușca a fost din cui și iată-o în mâna animalului. Constatând că nu-i face niciun rău, Kerchak a început să o cerceteze minuțios. O pipăi de la un capăt la celălalt, privind adâncurile negre ale țevei, își plimbă degetele pe părțile laterale, pe pat, pe încărcător și în sfârșit pe trăgaci. Tot timpul cât durarea aceste operații, maimuțele care intraseră în cabană stăteau ciorchine lângă ușe, urmărind mișcările șefului, în vreme ce dihănile rămase afară se îngrămădeau și își lungeau gâtul ca să vadă și ele ce se petrece înăuntru. Deodată, degetele lui Kerchak se încleștară pe trăgaci. Urmă o detunătură asurzitoare, iar maimuțele de la ușe și de dincolo de ușe se învălmășiră și se prevăliră una peste alta în graba sălbatică de a fugi. Kerchak era la fel de înspăimântat, atât de înspăimântat, încât nu-i dădu prin cap să zvârle pricina acestui zgomot înfricoșător, ci se năpusti la ușe ținând strâns pușca în mână. Când trecu prin deschizătură, țeava puștii se agăță de marginea ușii, ce se închidea dinăuntru în afară, și o trase cu atâta forță încât ușa se trânti dravan în urma mai maimuțelor care o luaseră la picior la mică depărtare de cabană, când Kerchak se opri o clipă și descoperi că mai strângea pușca în mână, o zvârli cât coroc cum ar fi zvârlit un fier roșu și niciodată nu mai încercă să o găsească. Detunătura însemnase o încercare prea puternică pentru nervii lui de animal, dar se convinsese că teribilul băț era absolut nevătămător atâta timp cât îl lăsa în pace. Trebuie să se scurgă un ceas până ce maimuțele se încumentară să se apropie iar de cabană, spre a-și continua investigațiile, dar când în sfârșit se întoarse răgăsirea spre marele lor necaz, ușa închisă și înțepenită atât de strajnic încât nu fu chip să o forțeze. Lacătul ingenios construit de Clayton se încuiase când Kerchak se agățase de ușe și nici ferestrele bine zăbrilite nu oferiră maimuțelor o cale de acces. După ce se învârtiră un timp de jur în prejurul cabanei, se întoarseră iar în adâncurile pădurii și pe platourile stâncoase de unde veniseră. Cala nu coborâse pe dată cu pruncul ei adoptat, dar chiar că îi strigă să vină și, cum în glasul lui nu răsuna nici urmă de furie, se lăsă sprintă în jos, din ram în ram, și se alătură celorlalți în marșul spre casă. Maimuțele care încercară să se uite la curiosul pui al calei fură respinse de ea cu colții dezgoliți amenințător și cu mâriel joase însoțite de avertismente. Când o încredințară că nu voiau să-i facă copilului niciun rău, le îngădui să se apropie, dar nu le lăsă nici cum să-i atingă cu moara. Părea să-și dea seama că pruncul era plăpând și delicat și se temea ca alabele grosonale ale neamurilor ei să nu-i vateme micuțul. Mai avu o inițiativă din care pricină drumul se dovedi foarte anevoios pentru Cala. Amintindu-și de moartea puiului ei, își susținut tot timpul noul copil cu brațul până la disperare. Ceilalți micuți erau purtați de mamele lor în cârcă, brațele lor firave se agățau de grumajii păroși, iar piciorușele se sprijineau de subsuările mamei. Dar cu Cala lucrurile se petreceau al minteri. Ea ținea trupușorul gingaș al micului Lord Greystock strâns la piept, în timp ce mânuțele delicate ale acestuia se agățau de smocurile lungi de păr negru care acopereau această porțiune din trupul calei. Văzuse un pui căzându-i din cârcă și găsindu-și o moarte cumplită. Cu acest al doilea pui n-avea să mai riște un asemenea lucru. Sfârșitul capitolului 4 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs Tarzan din neamul maimuțelor Capitolul 5 Maimuța albă Cala își îngrija cu duioșie puiul de pripas, mirându-se în sinea ei, de ce acesta nu se dezvoltă în forță și în agilitate, potrivă cu puii altor mame? Trecuse aproape un an de când intrase în posesia lui și puiul abia de început se umbla singur, cât despre cățărat, vai de mine ce neputincios era. Cala se consulta uneori cu femelele mai bătrâne, în legătură cu tânăra ei odraslă, dar niciuna dintre ele nu înțelegea cum poate un pui să fie atât de încet și de înapoiat, în a învăța să aibă grijă de sine. Cum așa? Dar nici hrana nu și-o putea procura singur, și doar trecuseră mai bine de 12 luni de când îl găsise cala. Dar fi știut mai mulțele că pruncul, înainte de a fi intrat în posesia calei, în primise 13 luni, l-ar fi socotit, căci micile gorile din tribul lor erau la două 3 luni tot atât de avansate, cât și puiul ăsta la 25 de luni dublat, partenerul calei era nedumerit și supărat. Și dacă femela n-ar fi fost tot timpul cu ochii în patru, el de mult i-ar fi făcut de petrecanie copilului. Nu s ajungă niciodată o gorilă, o lămuri el. Va trebui să-l porți și să-l ocrotești toată viața. Ce folos o să-i aducă tribului? Niciunul. Va fi numai o povară. Lasă-l să-și doarmă liniștit somnul de veci, printre ierburile înalte, ca tu să poți da naștere unor alte gorile puternice care să ne fie sprijin la bătrânețe. Niciodată n-a spart, răspunse Cala. Dacă va trebui să-l port toată viața, îl voi purta. Atunci Tublat se duse la Kerceac, cerându-i să facă uz de autoritatea sa pe lângă Cala și să-i poruncească să renunțe la micul Tarzan, căci acesta era numele pe care îl pusese răgingașului Lord Greystock. Tarzan însemnând de limba lor piele albă. Dar când Kercea îi vorbi, Cala la amenință că, dacă nu o lasă în pace să-și crească copilașul, va părăsi tribul. Și cum aceasta constituia unul dintre drepturile inalienabile ale vietăților din junglă, când sunt nemulțumite de tribul lor, o lăsară de capul ei, deoarece Cala era o femelă tânără, cu picioare zvelte și n-ar fi vrut să o piardă. Pe măsură ce Tarzan creștea, se dezvolta cu pași mai rapizi, astfel încât la 10 ani se cățăra de minune în copaci, iar jos, pe pământ, se pricepea să facă o sumedenie de lucruri minunate ce depășeau posibilitățile frățiorilor și surioarelor lui. Se deosebea în multe privințe de ei și adeseori destârnea mirarea prin istețimea lui, mult superioară lor, dar în forță și ca mărime, era mai prejos, căci la zece ani antropoidele erau pe deplin dezvoltate, unele dintre ele ridicându-se la peste 2 metri înălțime, în timp ce micul Tarzan era doar un băiețaș. Dar ce băiețaș! Încă din fragedă copilărie își folosise mâinile ca să se legene și să sară de pe o cracă pe alta, după cum îl învățase uriașa lui mamă. Și când se făcu mai mare, petrecu zilnic ore întregi, gonind printre copaci cu frații și surorile lui. Putea să sară la șapte metri în aer, pe înălțimile amețitoare ale arborilor din junglă și să se prindă cu o precizie ce nu da greș niciodată și fără vreo strădanie aparentă de o ramură ce se zbătea nemunește în bătaia uraganului apropiat. Putea coborâ șapte metri dintr-o dată, din cracă în cracă, într-o lunecare rapidă spre pământ, sau se putea cățăra în vârful celui mai semeț dintre giganticii tropicali cu ușurința și repeziciunea unei veverițe. Deși în vârstă doar de 10 ani, avea puterea unui bărbat mijlociu de 30 și era mult mai suplu în mișcări decât poate ajunge vreodată cel mai antrenat dintre atleți. Și zi de zi, puterea lui creștea. Viața lui Tarzan, printre crâncenele gorile, a fost una fericită, pentru că în memoria sa nu purta amintirea altui soi de viață și nici nu știa că în univers mai există și altceva decât acest petic de pădure și sărbăticiunile din junglă, care erau familiare. Împlinise aproape 10 ani când început să-și dea seama că există o mare deosebire între el și frații săi și trupul lui mic, rumenit de soare, deveni brusc o pricină de mare rușine când observă că el n-avea niciun fir de păr, de parcă ar fi fost șarpe sau alt soi de reptilă. Încerca să înlăture acest neajuns, mânjindu-se din cap până în picioare cu noroi, dar noroiul se usca și cădea. Și apoi era atât de neplăcut încât hotără pe dată că preferă rușinea decât senzația nesuferită. În ținutul înalt, pe care tribul lui îl vizita adeseori, se afla un lăcușor și, în apele lui limpezi și neclintite, își văzut Tarzan pentru prima oară fața. Era o zi zăpușitoare din anotimpul secetos și Tarzan se duse cu unul dintre verii săi la mal ca să bea apă. Când se aplecară, ambele fețe se oglindiră în lacul adormit. Trăsăturile sălbatice și fioroase ale maimuței alături de cele are mlădiții apărținând unei vechi familii englezești. Tarzan era îngrozit. Era destul de rău să fi spun, dar să mai ai și o asemenea mutră. Se miră cum de puteau celelalte gorile să se uite măcar la fața lui. Gura aceea micuță și subțire și dinții mărunți și albi, cum puteau să arate oare alături de boturile cărnoase și de colții puternice ai fraților lui mai norocoși. Și năsucul mic și fin era atât de subțire încât părea lihnii de foame. Se înroși ca para focului când îl compară cu nările largi și frumoase ale amicului său. Ce nas generos avea, cum îi se lățea pe jumătate de față. Ce bine trebuie să fie când ești frumos, se gândi Tarzan dar când își mai văzu și ochii. Ah, asta a fost lovitura de grație, o pată cafenie, un cerc cenușiu în jurul ei și apoi alb curat. Îngrozitor, nici măcar șerpii nu aveau ochii atât de hidoși. Era atât de absorbit de aceste autoaprecieri, încât nu auzi cum în spatele lui iarba înaltă se desparte și cum o dihanie mare se furișează hoțește prin junglă. Nici prietenul lui gorila nu auzi, pentru că tocmai atunci bea apă și lipăitul buzelor și gâlgâitul de satisfacție acoperiră zgomotul apropierii nepoftitului. La mai puțin de 30 de pași în spatele celor doi se ghemuia sabor, uriașa leoaică, vânturându-și coada. Cu precauție, întindea o labă mare, vătuită, pe care o lăsa apoi fără zgomot pe pământ, înainte de a fi ridicat-o pe a doua. În acest fel avansa. O pisică uriașă, aproape târându-și pântecele pe jos și pregătindu-se să se repeadă asupra prăzii. Acum se afla la trei metri depărtare de cei doi neștiutori tovarăși de joacă. Își trase cu grijă labele din dărăt sub greutatea corpului, mușchi mari încordându-i se pe pielea ei frumoasă. Se ghemuise atât de tare încât părea turtită cu excepția spinării lucioase, arcuite, gata pregătită de salt. Coada nu i se mai vântura, stătea dreaptă și nemișcată. O clipă rămase astfel, ca prefăcută în stană de piatră, apoi, slobozind un răget înfiorător, sări. Sabor, leoaica era un vânător încercat. Cuiva mai puțin experimentat, alarma sălbatică a răgetului ei din timpul săriturii i s-ar fi părut o nerozie, căci n-ar fi putut să cadă oare cu mai mare siguranță asupra victimelor dacă ar fi executat un salt mut, neînsoțit de strigătura acela pătrunzător. Dar Sabor cunoștea foarte bine iuțeala vietăților junglei și finețea aproape incredibilă a auzului lor. Pentru aceasta, fășitul ușor al unui fir, fir de iarbă ce se freacă de un alt fir e un avertisment la fel de eficient ca și răgnetul ei cel mai puternic. Or sabor, știa că n-ar fi putut face saltul măreț fără un cât de mic zgomot. Urletul ei sălbatic nu era un avertisment. Era menit să înghețe bietelei victime paralizându-le de groază doar o fracțiune de secundă, atât cât trebuia pentru ca ghearelei puternice să se împlunte în carnea lor fragidă și să le imobilizeze fără nicio speranță de scăpare. În ceea ce o privește pe maimuță, Sabor chipzuise corect. Mica gorilă, tremurând de spaimă, se chircise doar o clipă. Dar această clipă a fost destul de lungă ca să fie fatală. Nu la fel însă s-au petrecut lucrurile cu Tarzan, copilul om. Viața lui, printre primejdiile junglei, îl învățase să întâmpine neprevăzutul cu încredere în sine iar inteligența lui superioară determina o rapiditate a reacțiilor mintale care întrecea cu mult posibilitățile maimuțelor. Așa încât răgetul leoaicei Sabor stimulă creierul și mușchiul lui Tarzan la imediată acțiune. În fața lui se așterneau apele adâncele lacului, în spatele lui îl aștepta o moarte sigură. O moarte cumplită între ghearele ce sfâșie și colți ce sfârtecă. Tarzan nu putea suferi apa, decât atunci când însemna un în mijloc de a-și setea. Nu putea suferi pentru că o asocia cu răceala și neplăcerea ploilor torențiale de care se temea din pricina tunetelor, a fulgerilor și a vântului care le însoțeau. Sălbatica lui mamă îl învățase să se ferească de apele la adâncele lacului și, de altfel, nu văzuse chiar el pe mica neaeta doar cu câteva săptămâni în urmă, pierind sub oglinda liniștită de la suprafață pentru a nu se mai întoarce niciodată la trib? Dar, dintre două rele, mintea lui ageră o alese pe cea mai puțin rea. Prin urmare, de îndată ce prima notă a răgetului cumplitei sabor destrămase liniștea junglei și înainte ca fiara să fi făcut jumătate din salt, Tarzan simți apele reci închizându-se deasupra creștetului. Nu știa să noate și apa era foarte adâncă dar nu își pierdu niciun dram din stăpânirea de sine și din inventivitatea care alcătuiau în semnele unei făpturi superioare. Începu să dea repede din mâini și din picioare în încercarea de a ieși la suprafață și probabil că mai mult din întâmplare decât voit, făcu mișcările folosite de câini când în noată, astfel că în câteva secunde nasul îi ieși deasupra apei și Tarzan descoperi că putea pluti făcând aceleași mișcări va putea chiar înainta prin apă. Era foarte surprins și încântat de această nouă ispravă, la care fusese împins atât de neașteptat, dar nu a avut timp să se gândească prea mult la ea. Înota acum paralel cu malul și era văzut de bestia cea sângeroasă, care l-ar fi înșfăcat a plecat încet deasupra trupului neînsuflețit al tovarășului său de joacă. Leoaica îl urmărea pe Tarzan cu privirii încordate, așteptându-l de bună seamă să revină la mal, dar băiatului nici prin cap nu-i trecea una ca asta. Din potrivă, își înălță glasul în strigătul de disperare al tribului său, adăugând și avertismentul menit să-i prevină pe eventualii săi salvatori că risca să cadă în ghearele saborei. Aproape imediat se auzi din depărtare un răspuns și după scurt timp, 40 sau 50 de gorile se îndreptară legându-se rapid și unduios spre scena tragediei. În fruntea lor venea Cala, pentru că recunoscuse glasul fiului ei cel mai iubit și alături de ea era mama micuței gorile ce zăcea moartă sub sabor cea cruntă. Deși mai puternică și mai bine pregătită de luptă decât gorilele, Leoaica n-avea niciun chef să dea piept cu o adulții mânioși și cu un mărit plin de ură făcu un salt iute în lăstăriș și pieri din văz. Tarzan notă până la țăr și se cățără repede pe pământ uscat. Senzația de prospețime și de bucurie pe care i-o dăduse apa rece îl umplu de o recunoscătoare surpriză și de atunci încolo nu pierdu niciun prilej de a face zilnic o baie fie în lac, fie în râu, fie în ocean când avea ocazia. Multă vreme, Cala nu și putu crede ochilor căci toți cei din neamul ei nu puteau să noate când erau nevoiți să o facă. Nu le plăcea să intre în apă și niciodată nu o făceau de bunăvoie. Aventura cu ca Sabor constitui pentru Tarzan un izvor de plăcute amintiri. Era nevoie de asemenea întâmplări ca să spargă monotonia vieții cotidiene, care al minter, se confunda cu plicticoase raiduri în căutarea hranei, cu mâncatul și dormitul. Tribul căruia ei aparținea cu trei pe o suprafață ce se întindea în linii mari pe vreo 25 de mile de-a lungul coastei și vreo 50 de mile în interior străbăteau aproape mereu aceste distanțe și uneori rămâneau luni întregi într-un singur loc, dar, cum se mișcau cu mare viteză printre copaci, traversau tot teritoriul în decurs de numai câteva zile. Durata șederii depindea în mare măsură de rezervele de hrană, de condițiile climaterice și de superioritatea numerică a animalelor din specii mai primejdioase, deși de multe ori cherceac îi purta în marșuri lungi numai pentru că se săturase să stea în același loc. Noaptea se culcau pe unde le prindea întunericul, întinzându-se pe jos și în acoperindu-și capetele, mai rar trupurile, cu frunze mari de palmier. Dacă nopțile erau răcoroase, se culcau câte două sau trei cuibărite una în brațele celelalte, ca să-și țină de cald. Așa se făcu în toți acești ani că Tarzan dormi noaptea în brațele calei că jivina uriașă, sălbatică, iubea acest copil de altă rasă e mai presus de orice îndoială, iar el, la rândui, dăruia în namile acelea păroase toată afecțiunea care ar fi trebuit să aparțină tinerei și frumoasei lui mame, dacă aceasta ar fi trăit. Când era neascultător, e drept că îl mai altoia, dar niciodată cala nu se arăta crudă cu el și mai adesea îl dezmierda decât îl pedepsea. Tublat, soțul ei, îl urise dintotdeauna pe Tarzan și în câteva rânduri fusese pe punctul de a pune capăt tinerei lui vieți. La rândul său, Tarzan nu pierdea niciun prilej de a arăta că răspunde în întregime la sentimentele cei le nutrea tatăl său adoptiv și ori de câte ori putea să-l sâcâie sau să se strâmbe la el sau să-i zvârle vorbe de ocoară în timp ce se afla la dăpostul sigur din brațele mamei sale sau pe ramurile subțire ale copacilor celor mai înalți nu se sfia să o facă. Inteligența și agerimea superioare îl făceau să născocească o mie de șotii drăcești care sporeau greutățile vieții lui Tublat. În copilăria lui, Tarzan învățase să îl împletească funii, răsucind și încolocind fire lungi de iarbă și cu ajutorul lor încerca într-una să-l prindă pe Tublat sau să-l spânzure de vreo cracă mai joasă. Tot jucându-se și exersând cu aceste funii, se învăță să lege noduri puternice, și să facă lațuri care se puteau strânge. Toate acestea constituiau obiecte de amuzament pentru el și pentru gorilele mai tinere. Încercau și ele să imite ce făcea Tarzan, dar copilul om deținea inițiativele și deveni un expert. Într-o zi, în timp ce se juca, Tarzan își aruncă funia după unul dintre prietenii lui care o luase la fugă, continuând însă să țină un capăt al frânghiei în mână. Din întâmplare, lațul căzut drept pe grumazul maimuței care fugea, făcând-o să se oprească brusc și în chip cu totul surprinzător. A, iată un joc nou, un joc tare frumos!" gândi Tarzan și imediat încercă să repete sprava. Și astfel, cu trudă și exercițiu neîntrerupt, învăță arta lasoului. Acum, într-adevăr, viața lui tublat deveni un coșmar trăit cu ochii deschiși. În somn, în timpul marșului, ziua sau noaptea, Niciodată nu știa când avea să-i lunece lațul în jurul grumazului, sufăcându-l și făcându-l aproape să-și dea duhul. Cala îl pedepsea, tublat jura să se răzbune crunt, iar bătrânul Cherceac lua notă, avertiza și amenința, dar fără niciun rezultat. Tarzan îi sfida pe toți și lațul subțire și puternic continua să se înfășoare în jurul gâtului lui tublat, când acesta se aștepta mai puțin. Celelalte gorile se distrau vârtos pe seama bosunflării lui Tublat, pentru că naspart era un bătrân supărăcios, antipatic tuturor. În mica minte agerea lui Tarzan încolțeau multe gânduri, dar în tărătul tuturor acestora lucra miraculoasa puterea a rațiunii. Dacă putea să-și prindă semenii gorile cu acest braț lung făcut din ierburi, de ce n-ar putea o prinde și pe leoaica sabor? Era sămânța unui gând care va dospi în conștiința și în subconștientul lui până când avea să se materializeze într-o minunată înfăptuire. Dar asta urma să se întâmple mai târziu. Sfârșitul capitolului 5 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs Tarzan din neamul maimuțelor Capitolul 6 Lupte de junglă Hoinărelile tribului îl purtau adesea în vecinătatea cabanei închise și tăcute de lângă golful împrejmuit pe trei laturi de uscat. Pentru Tarzan, cabana era o sursă infinită de mister și de plăcere. Se zgâia pe ferestrele acoperite de perdele, sau cățărându-se pe acoperiș, privea adâncurile smolite ale coșului, încercând zadarnic să dezlușească minunile aflate dincolo de pereții masivi. Închipuirea lui de copil făura niște ființe miraculoase care s-ar găsi acolo, înăuntru, și imposibilitatea de a găsi calea spre a de până la ele îi sporea în miit dorința de a intra. Își pierdea ceasuri întregi urcându-se pe acoperiș sau cocoțându-se pe ferestre pentru a descoperi un mijloc de acces. Dar nu dădea nicio atenție ușii, deoarece aceasta părea la fel de masivă ca și pereții. Abia la vizita pe care o făcu în împrejurimile cabanei, după aventura cu bătrâna Sabor, observă Tarzan, pe măsură ce se apropia de locuință, că, privită din depărtare, ușa părea o piesă independentă de peretele în care era încadrată și, pentru prima oară îi se nezări că aceasta ar putea fi mijlocul de pătrundere pe care de atâta vreme nu îl putuse afla. Era singur, așa cum se întâmpla de multe ori când vizita cabana, pentru că gorilele nu prea îndrăgeau. Povestea bățului tunător, fiind veșnic repovestită în ultimii zece ani, nu pierduse nimic din intensitate și învăluise cuibul pustiu al maimuței albe într-o atmosferă de mister și groază pentru neamul simian. Istoria legăturii dintre el și cabană nu-i fusese niciodată relatată lui Tarzan. Limbajul maimuțelor era atât de sărac încât nu puteau vorbi decât prea puțin despre ceea ce văzuseră în cabană, neavând denumire care să descrie exact nici ființele bizare, nici obiectele lor și astfel, multă vreme înainte ca Tarzan să fie ajuns la vârsta înțelegerii, tribul uitase cu desăvârșire acest incident. Cala îi explicase într-un fel foarte vag și confuz că tatălui fusese o stranie maimuță albă, dar Tarzan nu și închipuia că maimuța Cala n-ar fi fost mama lui bună. Așadar, în ziua de care vorbim, Tarzan se duse de-a dreptul la ușe și petrecu ore întregi cercetându-o și necăjindu-se cu balamalele, cu clanța și cu lacătul. În cele din urmă, nimeri pe combinația potrivită și ușa se deschise scârțâind în fața ochilor lui înmărmuriți. Câteva minute nu cuteză să se aventureze înăuntru, dar, până la urmă, când ochii se deprinseră cu lumina voalată a interiorului, păși în cabană încet și precaut. La mijlocul dușului mele zăcea un schelet de pe oasele căruia se topise orice urmă de carne, dar de care rămăseseră încă agățate fâșii putrezite și mucegăite, din ceea ce fusese cândva îmbrăcăminte. Pe pat se găsea un obiect tot atât de lugubru, însă mai mic, iar într-un leag în micuț din apropiere era un al treilea, o fărâmiță de schelet. Tarzan nu acordă decât o atenție trecătoare acestor mărturii ale unei înspăimântătoare drame ce se consumase acolo, într-o zi de mult apusă. Viața lui sălbatică din junglă îl obișnuise de multă vreme cu priveliște animalelor moarte sau muribunde și chiar dacă ar fi știut că are în fața ochilor rămășițele pământești ale tatălui și mamei sale, n-ar fi fost cu mult mai înduioșat. Mobilele și celelalte obiecte din încăpere îi reținură atenția. Examină minuțios o sumedenie de lucruri, unele curioase, arme, cărți, hârtii, haine, puținul care supraviețuise ravagilor timpului în atmosfera umedă a unui țărm de junglă. Deschise scrinul și dulapuri care nu-i descumpăniră nu firava lui experiență și în interiorul lor descoperi obiecte mult mai bine păstrate. Printre altele, găsi un cuțit de vânătoare foarte ascuțit cu lama căruia se tăie pe dată la deget. Neînfricat își continuă experiențele, constatând că, folosind această nouă jucărie, putea cresta și despica așchii de lemn din masă și din scaune. Multă vreme treaba aceasta îl distră, dar în cele din urmă se plictisi și își urmă explorările. Într-un dulap tixit cu cărți, dădu peste una cu poze viu colorate. Era un abecedar ilustrat pentru copii. A pentru arcaș, ce trage cu un arc mititel. B pentru băiat, îl cheamă Daniel. Pozele îi stârnire un nemăsurat interes. în ele o mulțime de maimuțe cu fețe asemănătoare cu a lui și, răsfăind cartea mai departe, găsi sub semnul M câteva maimuțe mici, din acelea pe care le vedea zilnic zbugind-o prin copacii pădurii virgine. Dar nicăieri nu găsi poza vreuneia din tribul lui. În toată cartea nu era unul care se semene cu Kerciac, cu tublat sau cu cala. La început, încercă să desprindă pozele din filele cărții, dar curând își dădu seama că nu erau adevărate, deși nu înțelegea ce puteau fi și nici nu le găsea în vocabularul lui vreun cuvânt ce le-ar fi putut descrie. Vapoarele, trenurile, vacile și caii nu aveau nicio noimă pentru el, dar încă nu îl nedumereau atât ca micile semne negre care apăreau între ele sau de pozelor colorate, un soi de gândă cei ciudați, gândi el, că s-ar putea să fie pentru că multe dintre ele aveau piciorușe, deși nu izbuti să găsească niciunul cu ochi și cu gură. Era primul contact al lui Tarzan cu literele alfabetului, la vârsta de 10 ani. De bună seamă, nu văzuse în viața lui un text tipărit și nici nu vorbise vreodată cu o ființă care să fie avut habar că există pe lume ceva de felul limbajului scris și nici pomenală să fi văzut pe cineva citind. Așa încât nu-i de mirare că băiețașul nu izbutea să ghicească înțelesul acelor curioase semne. Pe la mijlocul cărții o întâlni pe vechea lui vrăjmașe, Sabor, leuica și mai departe iată-l încolocit pe Histach, șarpele. oh, era fascinat! Niciodată în toți cei zece ani de viață nu cunoscuse Tarzan ceva care să-i placă așa de mult. Era atât de absorbit încât nu observă că se furișeau umbrele serii decât când îl învălui cu totul și semnele se învălmășiră. Puse cartea la loc în dulap și închise ușa pentru că nu voia ca un altul să-i descopere și să-i distrugă comoara. Ieși în întunericul care îl împresura cu iuțeală și trase în urmă ușa mare a cabanei întocmai cum fusese înainte de a fi descoperit taina lacătului. Dar, până a pleca, observă cuțitul de vânătoare zăcând pe podea, acolo unde l aruncase. Îl ridică și locul el ca să-l arate celorlalți. Nu apucase să facă nicio duzină de pași spre junglă, când o formă voluminoasă se înălță în fața lui, ivindu-se dintr-un tufiș scund. La început, Tarzan crezu că era cineva din tribul său, dar o clipă mai târziu îl recunoscu pe Bolgani, uriașa gorilă, se afla atât de aproape încât nu era chip să scape cu fuga și micul Tarzan știu că trebuie să rămână locului și să lupte pentru a-și salva viața, căci brutele acestea uriașe erau dușmani de moarte ai tribului său și nu cunoșteau îndurare unii față de alții. Dacă Tarzan ar fi fost o maimuță dezvoltată, din specia tribului său, ar fi constituit un adversar mai mult decât potrivit pentru o gorilă dar nefiind decât un băiețaș englez, deși înzestrat cu o mare forță musculară, nu avea nicio șansă în fața inamicului. Totuși, în vinele lui curgea sângele celor mai vașnici luptători și, pe deasupra, își spunea cuvântul la antrenamentul scurtei lui vieți petrecute printre fioroasele bestii ale junglei. După cum a mai arătat, el nu știa ce-i frica. Inimioara lui bătună valnic, dar numai din pricina înfierbântării și a exaltării pe care o provoca aventura. Dacă i s-ar fi oferit un prilej, ar fi luat-o la goană, însă numai fiindcă judecata îi spunea că nu e o pereche potrivită pentru colosul care îl înfrunta. Și cum rațiunea îi arăta că o izbândă în asemenea luptă ar fi fost cu neputință, ținut piept gorilei, înfățișându-i se deschis și vitejește, fără ca măcar să-i zvâgnească vreun mușchi, fără cel mai mic semn de panică. De fapt, se ciocni cu jivina la jumătatea saltului acesteia și începu să izbească fioros cu pumnii în trupul mătăhălos, la fel de inutil ca un purice care ar ataca un elefant. Dar, într-unul din pumni, ținea încă strâns cuțitul pe care îl găsise în cabana tatălui său. Și când brutal îl înlănțui, lovindu-l și mușcândul, l băiatul îndreptu -l din întâmplare vârful cuțitului spre pieptul păros. Când pumnalul îi pătrunse adânc în trup, gorila urlă de durere și turbare. În acea frântură de secundă, băiatul învăță la ce folosește jucăria lui ascuțită și strălucitoare. Iar când bestia îl trase după ea la pământ, sfâșindul l și lovindul, Tarzan împlântă de mai multe ori lama până în prăsele în pieptul ei. Gorila, luptându-se în felul neamului său, îi aplica lovituri cumplite cu laba deschisă și îi sfâșia carnea de pe beregată și de pe piept cu colții ei de cremene. O clipă, în furia luptei inversionate, se erostogolirea amândoi pe jos. Brațul sfârtecat și însângerat mânuia din ce în ce mai slab lama tăioasa cuțitului, apoi, cu o zvâgnitură spasmodică, micul trup înțepenit și tarzan, tânărul Lord Greystock, se prăvăli în nesimțire pe vegetația moartă și putrezită care ținea loc de covor în căminul său, jungla. O milă mai departe, în pădure, Tribul auzise teribilul strigă de provocare al gorilei și, după cum era obiceiul când amenința vreo primejdie, Kerciak își adună sub pușii pe de o parte ca măsură de reciprocă apărare împotriva unui vrăjmaș comun, întrucât gorila putea să facă parte dintr-un grup mai numeros. Pe de alta, pentru a constata dacă ai lui sunt prezenți cu toții. Curând se văzu că Tarzan lipsea, dar tublat se împotrivi cu dârzenie să îi se trimită vreun ajutor. Nici Kerceac nu avea prea multă simpatie pentru ciudatul pui de pripas, așa că îi dădu ascultare lui Tublat. Și până la urmă, înălțând din numeri, se întoarse la mormanul de frunze pe care își făcuse culcuș. Dar Cala era de altă părere. De fapt, de îndată ce își dădu seama că Tarzan era absent, nu stătu pe gânduri și o rupse la fugă printre ramurile împletite spre locul de unde se mai auzeau încă deslușit strigătele gorilei. Se lăsase întunericul și o lună timpurie își sulița razele străvezii, tăind umbre stranii grotești prin frunzișul de salpăduri. Ici colo, razele scânteetoare își croiau drum până la pământ, dar în cea mai mare parte nu făceau decât să intensifice prin contrast bezna de iad a adâncurilor junglei. Ca o fantomă uriașă, cala înainta fără zgomot din ramură în ramură, ba alergând vioaie de-a lungul unei crengi mai lungi, ba legându-se în gol la capătul alteia pentru a-și face vânt să sară pe un copac mai îndepărtat, în cursa e grăbită spre scena acelei tragedii despre care cunoașterea ei asupra vieții de junglă o avertiza că se împlinise într-un loc aflat la mică distanță. Urletele gorilei dădeau de veste că era încleștat într-o luptă pe viață și pe moarte, cu un alt locuitor al sălbaticei păduri. Deodată, strigătele amuțiră și o tăcere de mormânt se lăsă peste junglă. Cala rămase nedumerită, căci glasul lui Bolgani se înălțase în cele din urmă în strigătul agoniei și al morții, dar nu dezlușise niciun alt sunet care să-i fi îngăduit să-și dea seama cine era adversarul fiarei. Știa că n-ar fi fost cu putință ca micul ei tarzan să dobare o namele de goril. Astfel, pe măsură ce se apropia de locul unde răsunase răzgomotele bătăliei, înaintea cu tot mai multă băgare de seamă, și în sfârșit coborât tiptil și cu mare grijă pe crengile cele mai joase, scrutând, plină de curiozitate, bezna stropită de lună pentru a recunoaște combatanții. În cele din urmă, îi zări, zăcând într-o rariște, în plin clar de lună, mica siluetă sfârtecată și însângerată a lui Tarzan, iar alături: uriașa gorilă încremenită în somnul morții. Cu un strigă trăgușit, cala se repezi la Tarzan și strângând țărmanul trupșor plin de sânge, stătu locului să dezlușească un semn de viață. Lauzi auzi vag, bătăile slabe ale micuței inimi. Cu și el purtă înapoi prin întunericul desmoal al junglei până la lăcașul tribului ei și zile și nopți după aceea rămase de veche alături de Tarzan, aducându-i de mâncare și de băut, și alungând muștele și alte gângânii de pe rănile lui crude. Nu știa nimic beata de ea de medicină sau de chirurgie. Nu putea decât să-i lingă rănile și în felul acesta îi le ținu curate pentru ca natura cea tămăduitoare să-și poată împlini mai repede opera. La început, Tarzan nu voia să mănânce nimic și tot timpul se zbătea și se zvârcolea în delirul febrei nu tingea decât după apă, pe care cala i-o aducea în singurul chip în care se pricepea ea, purtând-o în propria ei gură. Nici o mamă om n-ar fi putut da dovadă de mai multă jertfă de sine și devotament, decât a vădit această sărmană făptură față de micul orfan de pripas pe care soarta îl zvârlise în grijă. În cele din urmă, febra scăzut și băiatul început să se întremeze. Nici o veicăreală nu-i scăpă de pe buzele strâns lipite, cu toate că durerea rănilor era o adevărată caznă. O fâșie de piept îi fusese sfârtecată în așa fel că apăruseră coastele dezgolite, trei dintre ele fiind sfărmate de cumplitele izbituri ale gorilei. Unul din brații fusese aproape amputat de dinți uriași și o bucată mare de beregată fusese sfâșiată, dezvelându-i vena jugulară, care scăpase ca prin minune de fălcile bestiale. Tarzan îndura suferința în tăcere, cu stoicismul fiarelor care îl crescuseră, preferând să se târască la o parte din calea celorlalți și să se cuibărească într-un tufiș de ierburi înalte, decât să-și înfățișeze mizeria. Îi plăcea să o aibă alături numai pe cală, dar acum, că rănile ei se mai lecuiseră, plecase și ea într-o expediție mai lungă în căutarea hranei, căci în timpul bolii lui Tarzan, devotatul animal, mâncase doar atât cât să-și țină sufletul și ajunsese să arate de parcă era propria inălucă. Sfârșitul capitolului 6 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs Tarzan din namul maimuțelor Capitolul 7 lumina cunoașterii. După un timp care îi se păru lung cât o eternitate, micul suferind, fu din nou în stare să se țină pe picioare. Și din acea clipă, întremarea lui se dovedea atât de rapidă, încât o lună mai târziu era la fel de viguros și de vioi ca și mai înainte. În timpul convalescenței, revăzuse de multe ori în minte lupta cu gorila și primul lui gând fu să regăsească minunata armă care îl făcuse ca, dintr-un nevolnic, disperat și biruit, să ajungă superior acelei puternice fiare, teroarea junglei. De asemenea, ținea neapărat să se întoarcă la cabană și să continue investigarea minunatului ei conținut. Așadar, într-o dimineață de vreme, porni de unul singur în căutările sale. După puțin, descoperi oasele curățate de carne ale ultimului său adversar, și alături, îngropat în parte sub frunze căzute, găsi cuțitul în roșii de rugină, din pricina expunerii la omezeala pământului și de sângele uscat al gorile. Lui Tarzan nu-i plăcu această schimbare a suprafeței lucioase și sclipitoare, dar continua să fie o armă la fel de formidabilă, pe care avea de gând să o folosească ori de câte ori îi se va ivi prilejul îi spunea că nu va mai trebui să fugă din fața toanelor bătrânului Tublat. O clipă mai târziu era la cabană și, după un scurt răstimp, deschise din nou lacătul și intră. Prima lui preocupare fu să învețe mecanismul lacătului, ceea ce izbuti examinându-l cu damănântul în vreme ce ușa era deschisă, astfel ca să-și poată da seama în tocmai ce anume încuia ușa și în ce fel îi dădea drumul la atingerea lui descoperi că putea închide și încuia ușa și pe dinăuntru și făcu acest lucru pentru a înlătura orice posibilitate de a fi atacat în timpul cercetărilor sale. Începu explorarea explorare sistematică a cabanei, dar atenția ai fu în curând atrasă de cărțile ce păreau să exercite o stranie și puternică influență asupra ei, așa încât nu mai avu răbdare de nimic altceva în fața mirajului fermecate enigme pe care îi ofereau tâlcurile lor. Printre alte volume se găseau acolo un abecedar, niște istorioare cu poze pentru copii, numeroase cărți ilustrate, precum și un mare lexicon. Le examină pe toate, dar pozele îl atrăgeau cel mai mult. Cu toate că ciudații gândăcei negri, care umpleau paginile acolo unde nu erau poze, îi stârneau mirarea și cel mai adânc interes. emuindu se pe vine pe masa construită de tatălui, cu trupușorul neted, arămiu și despuiat, a plecat peste cărțile ținute în mâinile subțiri și viguroase, cu coama de păr lung, negru, căzându-i de jur prejurul capului frumos modelat și peste ochii inteligenți, Tarzan din mai maimuțelor, micul om primitiv, oferea o imagine plină de patetism și speranțe în același timp, o figură alegorică a orbecăirii primare prin bezna ignoranței, către lumina cunoașterii. Fața lui mică era absorbită în studiu, pentru că într-un fel cețos, nebulos, se treziseră în parte elementele necunoscute ale unei gândiri menite să-i dezvoluie cheia și rezolvarea misterioasei probleme a micilor gândăcei. În mâinile lui se afla un abecedar deschis la poza unei maimuțe mici, asemănătoare cu el, dar acoperite, cu excepția labelor și a feței, cu o blană ciudată, colorată, căci așa s-o cotea el a fi haina și pantaloni. Sub poză erau cinci gândăcei. Băiat! Și mai descoperise în textul aceleiași pagini că cei cinci gândăcei se repetau mereu, în aceeași înșiruire. Mai observă un fapt, anume că rare ori apărea câte un gândac singur și că acel gândac se repeta de mai multe ori, câteodată singur, dar cel mai des în altora întoarse încet paginile, scrutând pozele și textele pentru a găsi o repetare a combinației băiat. În cele din urmă, o recunoscu sub poza altei maimuțe mici care semăna cu el, însoțită de un animal ciudat cu patru picioare, ca șacalul și chiar semănând destul de bine cu acesta. De desubtul pozei, gândă cei erau grupați astfel. Un băiat și un câine. Iată-le deci din nou, cele cinci gângănii care însoțeau întotdeauna mica maimuțică. Și în felul acesta, Tarzan înainta foarte, foarte încet, căci fără să știe, se înhămase la o muncă tare nevoioasă. O sarcină care dumneavoastră sau mie s-ar putea să ni se pare imposibilă, aceea de a învăța să citești fără să ai cea mai mică idee despre litere sau despre limbajul scris sau cea mai mică idee că există asemenea noțiuni. Sarcina nu a fost îndeplinită într-o zi și nici într-o săptămână, nici într-o lună, nici într-un an, dar încet, nespus de încet, după ce se siză tâlcul acelor gândăcei, învăță așa încât atunci când împlini 15 ani, cunoștea feluritele combinații de litere care desemnau fiecare dintre pozele abecedarului, precum și una sau două dintre ilustratele cărților. Despre înțelesul și folosirea articolelor și conjuncțiilor, a verbelor, adverbelor și pronumelor, avea o idee foarte nelămurită. Într-o zi, pe când împlinise 12 ani, descoperi niște creioane într-un sertar necunoscut până atunci, aflat sub tăblia mesei, și zgârind cu unul dintre ele lemnul, constată cu încântare că lăsa o dâră neagră în urmă folosi cu atâta sârguință noua jucărie, încât în curând suprafața mesei deveni un labirint de rotocoale și linii trasate la întâmplare, iar vârful creionului se toci până ajunse la taca de lemn. Atunci, luă un alt creion, dar de astă dată cu o țintă precisă. Avea să încerce să reproducă unele dintre gângănile acelea care se cățărau pe paginile cărților. Era o sarcină grea, căci ținea creionul așa cum apuci mânerul unui pumnal, ceea ce nu contribuie prea mult la ușurința scrisului sau la putința de a descifra rezultatele. Dar persevera luni întregi, atunci când avea posibilitatea să vină la cabană, până când, în cele din urmă, prin experimentări repetate, găsi o poziție de ținere a creionului care îngăduia să-l mânuiască și să-l controleze mai ușor, așa încât, reuși cel puțin să reproducă grosolan câteva dintre gângăni. În felul acesta se apropie de scris. Copiind în gândăcei, învăță încă un lucru, numărul lor, și cu toate că nu le putea număra în felul nostru, își formă totuși noțiunea de cantitate, baza socotelilor lui aritmetice, alcătuindu o numărul degetelor de la o mână. Cercetarea celorlalte felurite cărți îl convinse că descoperise toate soiurile de gândăcei folosiți, în combinațiile cel mai ades repetate, și pe aceștia îi putea aranja cu mare ușurință în ordinea potrivită, datorită frecvenței cu care parcusese alfabetul din abecedarul ilustrat. Instruirea lui Tarzan progresa, dar cele mai mari descoperiri le află în depozitul inepuizabil al uriașului lexicon ilustrat pentru că învăța mult mai mult prin mijlocirea pozelor decât a textului, chiar după ce deprinsese semnificația gândăceilor. Când a descoperit aranjamentul cuvintelor în ordine alfabetică, a fost încântat să caute și să găsească acele combinații cu care era familiarizat, iar cuvintele ce le urmau, definițiile, îl călăuziră mai departe în labirinturile erudiției. La 17 ani știa să citească abecedarul și cunoștea adevăratul și minunatul tâlc al gângănilor. Și nu se mai rușina cu trupul lui neacoperit de păr sau de trăsăturile omenești, pentru că acum rațiunea îi spunea că el face parte dintr-o altă rasă decât prietenii lui, sălbatici și păroși. El era om, în timp ce ei erau mai maimuțe, Știa de asemenea că bătrâna Sabor era le și că Hista era șarpe, iar Tantor era elefant și așa învăță să citească. De aici încolo, progresul deveni rapid. Cu ajutorul marelui dicționar și cu inteligența agera unei minți sănătoase, înzestrată ereditar cu facultăți superioare de gândire, izbuti să ghicească ceea ce nu putea el înțelege. Și, de cele mai multe ori, intuițiile lui erau foarte aproape de adevăr. Interveniră multe întreruperi în învățătura lui Tarzan, pricinuite de deprinderile nomade ale tribului. Dar, chiar și atunci când se găsea departe de cărți, mintea lui isteață continua să scormunească misterele fascinantei sale îndeleniciri fâșii de coajă de copac, ori frunze late sau chiar porțiuni nete de pământ golași îi serveau de vânătoare, lecțiile pe care le învăța. Dar, în timp ce își urma înclinația de a soluționa tainele bibliotecii, nu neglija nici îndatoririle mai aspre ale vieții. Își exersa lațul și se antrena cu pumnalul lui Teios, pe care se învățase să-l ascută, frecându-i munchia de pietroaie late. De la venirea lui Tarzan încoace, tribul se mărise, căci sub conducerea lui Kerceac izbutiseră să înspăimânte celelalte triburi de pe teritoriul lor din junglă, așa că aveau hrană din belșug, iar în urma incursiunilor de pradă puse la cale de vecinilor nu sufereau decât prea puține pierderi sau aproape niciuna. Prin urmare, tinerii masculi, odată ajunși la maturitate, S-o coteau că e mai comod să-și ia perechea din propriul trib, sau, în cazul când captura o femeie dintr-un alt trib, să o aducă tot în grupul lui Kerceac, trăind în bună înțelegere cu el, decât să încerce să se statornicească pe cont propriu sau să lupte pentru supremație cu temuta căpetenie. Câteodată vreun membru al tribului, mai feroce decât semenii săi, se lăsa ispitit de această din urmă alternativă, dar nu se găsise încă mai maimuța vrednică să smulgă laurii victoriei din mâna brutală și crâncenă a lui Kerchak. Tarzan avea o poziție specială în trib. Îl socoteau unul de-al lor și totuși într-un fel deosebit. Masculii mai bătrâni, fie că-l ignorau cu desăvârșire, fie că-l urau cu atâta înverșunare, încât de n-ar fi fost înzestrat cu miraculoasa agerime și iuțeală și de nu s-ar fi bucurat de vașnica oblăduire a uriașei cala, i-ar fi făcut de petrecanie încă de pe vremea când era copil. Tublat era dușmanul lui cel mai neclintit și totuși, datorită lui Tublat, când Tarzan atinse vârsta de 13 ani, persecuțiile vrășmașilor săi încetară brusc și fu lăsat în pace cu excepția momentelor când vreunul dintre ei își pierdea mințile, pradă unuia dintre acele stranii sălbatice accese de furie care pun stăpânire pe masculii multor specii fioroase ale junglei. Dar, în acele momente, nimeni nu era în siguranță. În ziua când Tarzan își dobândi dreptul de a fi respectat, tribul se adunase într-un mic anfiteatru natural, aflat într-o viroagă încercuită de coline, pe care jungla nu o cotropise cu încâlceala ei de liane și vrejuri cățărătoare. Spațiul deschis avea o formă aproape circulară. De jur împrejur se ridicau giganții puternici ai pădurii neștirbite, iar împletitura de vegetație măruntă era atât de îndesată între trunchiurile uriașe, încât singurul mijloc de a pătrunde în mica arenă erau spărturile dintre ramurile de sus ale copacilor. Aici, tribul se întrunea adeseori, ferit fiind de întreruperi. În centrul anfiteatrului se afla una dintre acele ciudate tobe de pământ, construite de antropoide în vederea unor bizare ritualuri, ale căror cadențe au fost auzite de oamenii fortărețelor junglei, dar la care niciun ochi omenesc n-a asistat vreodată. Mulți călători au văzut asemenea tobe ale gorilelor și unii dintre ei au auzit bubuitul bătăliei și larma sălbaticelor stranilor zaiafeturi ale acestor stăpâni ai junglei. Dar Tarzan Lord Greystock, este fără îndoială unica ființă umană care a luat vreodată parte la dezlănțuitele, nebuneștile, amenințătoarele orgii ale dumdumului. Din această celebrare primitivă au izvorât neîndoielnic toate formele modernelor ceremoniale bisericești și statale, căci îndărăt prin șirul veacurilor fără număr până la cele mai îndepărtate bastioane ale unei omeniri abia mijite, Abrașii și păroșii noștri străbuni au dansat ritualul dum-dumului în sunetele tobelor de pământ, sub strălucirea vie a lunii tropicale, în inima unei jungle crunte, la fel de nealterat azi, cum era și în priveliștele împăienjenite de neînchipuit ale acelei mult uitate nopți, dintr-un trecut de mult mort, când primul dintre strămoșii noștri zbârliți și-a făcut vânt, balansându-se pe o cracă și s-a oprit pe gazonul moale al primului loc de întrunire publică. În ziua când Tarzan scăpă de hărțuielile cu care gorilele îl prigoniseră necruțător timp de 12 ani, din cei 13 ani cât ți număra viața lui, membrii tribului, alcătuit acum dintr-o sumă rotundă, Mărt și lui în tăcere pe terasele mai joase ale copacilor junglei, aruncându-se apoi fără zgomot pe solul anfiteatrului. Ritualul Dum Dumului marca evenimentele importante din viața tribului. O victorie, capturarea unui prizonier, uciderea vreunui strașnic și sângeros locuitor al junglei, moartea unui rege și urcarea altuia la domnie. Toate acestea erau însoțite de un ceremonial prestabilit. Astăzi, se sărbătorea uciderea unei gorile uriașe, membră a altui trib, și, când poporul lui Kerceac intră în arenă, doi mascul vânjoși aduseră leșul dușmanului învins. Își depuseră povara în fața tobei de pământ, apoi se gemuiră lângă ea, în chip de paznici, în timp ce prin ungherele mai erboase. Alte maimuțe stăteau tolonite ca să tragă un pui de somn, până când răsăritul lunii avea să dea semnalul de începere a sălbaticei orgii. Ceasuri întregi peste micul luminiș domni o tăcere adâncă, știrbită doar de notele discordante ale papagalilor cu penaj scântietor, de țipetele și unguirile miilor de păsări din junglă, care se foiau neîncetat, printre orhideele în nuanțe vii și printre ghirlandele de flori arzând de culoare, ce festonau miriadele de crângi căptușite cu mușchi ale giganților pădurii. În cele din urmă, când înserarea se lăsă peste junglă, maimuțele începură să se adune și curând formară un cerc mare în jurul tobei de pământ. Femelele și copiii se chirciră pe vine într-un șir aflat în afara perimetrului cercului, iar în fața lor se rânduiră masculii adulți. Înaintea tobei se așezară trei femele bătrâne, fiecare dintre ele ținând în mână o cracă noduroasă, lungă de 30 sau 35 de centimetri. De îndată ce primele raze ale lunii care se înălța poleiră vârfurile copacilor din jur, Bătrânele începură să lovească încet și ușor suprafața răsunătoare a tobei. Pe măsură ce lumina lunii inunda amfiteatrul, bătrânele întețiră frecvența și forța bătăilor, până când un bubuit sălbatic și cadențat se risipi pe mile întregi de junglă în toate direcțiile. Fiare uriașe, cumplite, se opriră din hătuială, cu urechea ciulită și capul înălțat, ca să asculte bubuitul monoton răspândit de dumdumurile gorilelor. Din când în când, câte o jivină slobăzea urletul ascuțit sau răgetul răsunător, ca răspuns la provocarea înspăimântătorului vacar antropoidelor, dar niciuna nu se încometa să se apropie pentru a-i scodi sau ataca, căci marile gorile, întrunite în toată forța numărului lor, umpleau de un adânc respect piepturile vecinilor de junglă. Când vacarmul tobei atinse o intensitate aproape asurzitoare, Kerceac sări în mijlocul cercului între masculi gemuiți pe vine și toboșari. Stând în poziție verticală, își zvârli capul pe spate și privind drept luna care se ridicase deasupra creștetului său, începu să se bată cu labelei mari și păroase peste piept și să scoată strigătul lui răscolitor și înspăimântător. Odată, de două ori, de trei ori strigătul cumplit răsună în solitudinea clocotitoare a acelei lumi negreit de vii și totuși incredibil de moarte. După aceea, lăsându-se în patru labe, chiar cea clunecă fără zgomot de jur în împrejurul cercului descris, îndepărtându-se cât mai mult de hoitul depus în fața tobei altar, dar ținându-și pe tot parcursul acestui tur, ochii mici, cruzi roșii și haini, pironiți asupra mortăciunii. Atunci sări în arenă un alt mascul și, repetând strigătele oribile ale regelui, îl urmă pas cu pas. I se alătură apoi un altul, mereu altul, într-o succesiune rapidă, până când întreaga junglă reverberă rezonanțele aproape necurmate ale strigetelor setoase de sânge. Era provocarea și începutul vânătorii. Când toți masculii adulți se înșiruiră în coloana dansatorilor, începu atacul. Kerchak, înși făcând o bâtă uriașă din mormanul aflat la îndemână, se nepusti furios asupra gorilei moarte, zdrobind hoitul cu o lovitură îngrozitoare, și scoțând în același timp mărâielile și grohăiturile pregătitoare de luptă. Bubuitul tobe se întăți concomitent cu frecvența loviturilor, iar războinicii, după ce se apropiară unul câte altul de victima atacului și aplicară lovitura de măciucă, se prinseră în vârtejul nebun al dansului morții. Tarzan făcea parte din hoarda sălbatică dezlănțuitoare. Trupul său arămiu, musculos, brăzdat de dârele nădușelii ce sclipeau în lumina lunii, strălucea suplu și grațios printre namile grosolane și greoaie, păroase, din jurul său. Niciuna dintre ființele acelea nu era mai misterioasă decât el în gesturile ce mimau vânătoarea. Niciuna nu era mai feroce în sălbăticie atacului. Niciuna nu sărea cu atâta sprinteneală în aer, în dansul morții. Pe măsură ce intensitatea și repeziciunea bătăilor de tobă sporeau, dansatorii păreau să se îmbete de ritmul drăcesc și de urletele lor bestiale. Țopăielile și salturile se întețeau, de pe colții dezgoliți picurau bale, boturile și piepturile erau împroșcate cu spumă. Timp de jumătate de oră, stranul dans continuă, până când, la un semn al lui Kerciak, Ubuitul tobelor amuții și femelele toboșari se strecurară iute prin șirul dansatorilor către cercul exterior al spectatorilor chirciți pe vine. Și atunci, toți, ca unul, masculi tăbărâri asupra leșului prefăcut de loviturile lor într-un soi de tărci păros. Fălcile lor se bucurau arareori de cantitatea de carne pe care ar fi râvnit-o, așa încât finalul potrivit al sălbăticiei orgii era desfătarea cu hoitul unui animal de curând ucis. Așadar, nu se gândeau acum decât la un singur lucru, devorarea fostului vrășmaș. Dinții uriași se înfipseră în carne, despicând hălci enorme, cele mai puternice dintre gorile, obținând bucățile mai alese, în timp ce fiarele mai slăbănoage, date la o parte din gloata mâncăilor, ce se zbăteau și grohăiau, așteptau un prilej să se furișeze ca să se înfrupte și ele din vreo delicatesă scăpată pe jos sau să șterpelească vreun ciolan rămas înainte ca întreg ospățul să fie isprăvit. Tarzan jinduia după carne și avea nevoie de ea, chiar mai mult decât mai maimuțele. Descinzând dintr-o rasă de carnivori, Tarzan avea impresia că niciodată în viață nu și-a stâmpărase pofta pe deplin, pofta de hrană animală. Așadar, acum, trupușorul lui Svelt își croi drum prin învălmășeala de gorile ațățate, devoratoare, străduindu-se să obțină o porție mai mare decât cea pe care i-ar fi putut o câștiga forța lui. Cuțitul de vânătoare al tatălui său, necunoscut, i-a târnat la șold într-o teacă împletită de el după modelul unei văzute în pozele comorilor lui Livrești. În cele din urmă, ajunse până la delicatesa ce se topea văzând cu ochii și cu ajutorul cuțitului său ascuțit, își tăie o porție mai generoasă decât sperase, un întreg braț păros ce ieșea la iveală de sub picioarele puternicului Cherceac. Atât de absorbit în exercitarea prerogativelor de lăcomie regală, încât, nici nu observase actul de lez majestate. Ca atare, micul Tarzan se strecură de sub masa gorilelor în plină competiție, strângându-și la piept hidoasa pradă. Printre cei ce făceau zadarnic cerc în jurul petrecăreților era și bătrânul tublat. Fusese printre primii la spăți, dar se retrăsese cu o halcă bună ca să o devoroze în liniște, iar acum încerca să-și croiască din nou drum. Așa se face că îl văzu pe Tarzan când din vălmășagul ce se înghesuia, se îmbrâncea și se împingea, băiatul răsări strângându-și prada la piept. Ochii mici, ca de porc, foarte apropiați și înjectați lui Tublat, scăpăra răscântei de ură când se ațintiră asupra obiectului aversiunii lui. În același timp însă, Licări în el popta hulpavă stârnită de halca delicioasă aflată în posesia băiatului. Dar și Tarzan își zări la fel de iute principalul inamic și, ghicind ce avea bestia de gând să facă, sări sprinten spre cercul femelelor și al copiilor, încercând să se piardă printre ei. Tublat însă se ținu după el, așa încât băiatul nu putu să se ascundă și și dădu seama că va trebui să o ia la fugă de-a Iute ca fulgerul goni spre arborii din jur și, cu un sal de se prinse de o creangă mai joasă, întâi cu o singură mână, apoi, luându-și comoara în dinți, se cățără repede cât mai sus, urmat îndeaproape de, de tublat. Sus, tot mai sus, se înălță către vârful unduitor al unui măreț monarh al pădurii unde greoiul lui hăituitor nu cuteză să-l urmeze. Acolo se cocoță, împroșcând cu zeflemele și sudălmi, bestia turbată spumegândă, care rămăsese la 16 metri mai jos. Și atunci, tublat își ieși din minți. Cu urlete și răgete înfiorătoare se-a la pământ printre femei și copii, înfigându-și coții uriași într-o duzină de gâturi micuțe, și spintecând bucăți de carne de pe spinările și piepturile femelelor care picau în gheare. În strălucirea clarului de lună, Tarzan era martor la întregul nebunesc spectacol de furie turbată. Apoi, masculii uriași din centrul arenei începură să simtă dinții de fier ai semenului lor înnebunit, și toți ca unul se mistuiră în tenebrele pădurii care se apleca amenințător asupra le. În afară de Tublat, nu mai rămăsese în anfiteatru decât o singură femelă, ce alerga iute, căutând un refugiu în arborile unde se cocoțase Tarzan, dar pe urmele ei venea bicisnicul Tublat. Femela era cala și de îndată ce Tarzan își dădu seama că Tublat o ajunge din urmă, se lăsă în jos, din ram în ram, cu la pietrei care se rostogolește, îndreptându-se spre mama lui adoptivă. Cala se afla sub crengile cele mai joase și deasupra ei stătea ascuns Tarzan, așteptând desfășurarea cursei. Cala făcu un salt apucându-se de o cracă joasă, dar aproape că a târnat deasupra creștetului lui Tublat, care o ajunse. Totuși, s-ar fi putut salva, însă deodată se au auzi un scrâșnet, un pârâit și craca se rupse proiectând-o drept în capul lui Tublat, pe care îl dobori la pământ. Într-o clipă, amândoi erau iar în picioare, dar oricât ar fi fost de iuți, Tarzana întrecu, astfel încât bestia înfuriată se pomeni față în față cu copilul om care se interpuse apărând-o pe cala. Nimic nu putea fi mai pe placul bestiei și cu un rânge de triumf se năpustie asupra micului Gristoc. Dar dinții lui nu bucară să se înfigă în carnea rămie. O mână viguroasă îi își făcă grumazul păros în timp ce mâna cealaltă împlântă de 12 ori un tăios cuțit de vânătoare în pieptul uriaș. Loviturile cădeau iute ca fulgerul și nu se opriră decât atunci când Tarzan simți trupul moale prăbușindu-se sub el. Când hoitul se prăvăli la pământ, Tarzan, din neamul maimuțelor, își puse piciorul pe grumazul vrăjmașului său de o viață și înălțându-și ochii către luna plină, își a zvârli pe spate capul tânăr și mândru și slobozi albaticul și înfiorătorul strigăt al tribului său. Unul câte unul, membrii tribului lunecară din ascunzișurile lor de prin arbori și făcură un cerc în jurul lui Tarzan și al dușmanului său învins. Când se adunară cu toții, Tarzan li se adresă. Eu sunt Tarzan, strigă el. Sunt un strașnic omorător cu toții să-l respectați pe Tarzan din namul maimuțelor și pe Cala, mama lui. Niciunul dintre voi nu e atât de puternic ca Tarzan, dușmanii lui să se păzească. Privind drept în ochii hain, roșii ai lui Kerchak, trânul Greystock se plezni cu palmele în pieptul robust și slobozit din nou pătrunzătorul său strigă de sfidare. Sfârșitul capitolului 7 Edgar Rice Burroughs Tarzan din neamul maimuțelor Capitolul 8 Vânătorul din copac A doua zi după noaptea dum-dumului, tribul porni încet prin pădure, înapoi spre coastă. Leșul lui Tublat zăcea în locul unde se prăbușise, căci supușii lui Kerchak nu mâncau niciodată morții din tribul lor. Marșul era o tacticoasă expediție pentru agonisirea hranei. Fructe de palmier, prune, cenușii, banane și mango se găseau din belșug, ca și ananas sălbatic, și uneori mici mamifere, păsări, ouă, reptile și insecte. Alunele erau sfârmate între fălcile lor viguroase sau când se dovedeau prea tari, le spărgeau strivindu-le între două pietre. Odată, bătrâna Sabor le tăie calea, făcându-i să se împrăștie la dăpostul crengilor înalte, căci dacă le le respecta numărul lor de dinți ascuțiți, gorilele la rândul lor aveau aceeași stimă față de înverșunata și dârza ferocitate. Pe o cracă mai joasă era așezat Tarzan, chiar deasupra maestoasei și mlădioase siluete, care își croia drum în tăcere prin jungla deasă. Băiatul zvârli cu un ananas în acest vechi dușman al tribului său. Fiara se opri și, răsucindu-se, își aținti privirile asupra chipului batjocoritor de deasupra ei. Agitându-și mânioasă coada, își dezveli dinții galbeni, căscându-și buzele mari într-un mărit, groaznic care îi zbârci botul țepos într-o sumedenie de încrețituri și șanțuri dese și îi strânse pleapele până ce ochii ajunseră două dungi înguste de furie și ură. Ciulindu-și urechile, privi drept în ochii lui Tarzan din neamul maimuțelor și scoase urletul ei de provocare aprit și strident. De la dăpostul crengii, copilul maimuță îi răspunse cu strigătul lui înfricoșător. O clipă, cei doi se priviră în tăcere. Apoi uriașa pisică se întoarse în jungla care o înghiți precum înghite oceanul o pietricică dar în mintea lui Tarzan încolți un plan teribil. Îl ucisese pe crâncenul tublat. Nu însemna oare aceasta că era un mare luptător? Deci avea să ia urma puternicei sabor ca să o măcelărească și pe ea. Va fi și un neîntrecut vânător. În adâncul inimii lui palpita dorința arzătoare de a-și acoperi goliciunea cu haine, pentru că învățase din cartea lui cu poze că așa fac Oamenii, în timp ce gorilele și celelalte vietăți umblă despuiate. Deci hainele erau desigur un semn de măreție, emblema superiorității omului asupra tuturor celorlalte animale. Pentru că, bineînțeles, nu putea exista altă rațiune ca să porți lucrurile acelea oribile. Cu multe luni în urmă, pe când era mult mai mic, râvnise la pielea lui Sobor, leoaica, sau a lui Numa, leul, sau a lui Shita, leopardul, pentru a-și acoperi trupul lipsit de păr, ca să nu mai semene cu histalii, șarpele, dar acum era mândru de pielea lui netedă, care dovedea că el se trage dintr-o rasă puternică, iar dorințele contradictorii, și anume aceea de a umbla gol pentru a-și vădi cu trufie o bârșia, și aceea de a se conforma obiceiurile rasei lui, purtând straie hidoase și stânjenitoare, precumpăneau rând pe rând. În timp ce tribul înainta agale prin pădure, după trecerea fioroasei sabor, capul lui Tarzan zbârnâia de planul măreț al uciderii inamicului și zile în șir aproape că nu se gândi la altceva. Dar în ziua de care vorbim, atenția a fost în curând atrasă de întâmplări mai grabnice. Deodată, totul în pădure încremenii, ca în miez de noapte. Zgomotele junglei amuțiră, copacii rămaseră neclintiți ca paralizați în așteptarea unui dezastru iminent. Toată natura aștepta și așteptarea nu a fost lungă. Slab, din depărtare se auzi un vaet înăbușit și trist. Se apropie din ce în ce, răsunând tot mai puternic. Arborii falnici se înclinară la unison, ca apăsați în jos de o mână gigantică. Din ce în ce mai mult se prosterna spre pământ și totuși nu se auzea nimic decât vaetul adânc și răscolitor al vântului. Apoi, brusc, giganții junglei se dezdoiră pleznind cu vârfurile lor văzduhul într-un mânios protest asurzitor. Din norii învârtejiți, plumburii ce atârnau deasupra, țâșni o lumină vie, orbitoare. Canonada tunetelor își revărsă cumplita a provocare. Se porni potopul. Iadul se dezlănțui peste junglă. Tribul, dârdâind de frig din pricina ploii reci, se cuibări la rădăcina copacilor mari. Fulgerele, săgetând și biciuind bezna, iluminau o clipă crengi zvârcolindu-se, ramuri fulfâind, trunchiuri încovoindu-se. Din când în când, câte un antic patriarh al pădurii, secerat de trăznet, se prăbușea într-o mie de țândări printre arborii din jur, smulgând după el o puzderie de crengi sau de vecini mărunți și sporind încălcita harababură a junglei tropicale. Crengi mari și mici, spintecate de sălbăticia uraganului, se prăvăleau în vegetația zbuciumată, semănând moarte și distrugere printre nenumărații nefericiți locuitori ai lumii de jos, dens populate. Ceasuri de rândul, furia uraganului se descătușă fără întrerupere iar membrii tribului se cuibăriră unul în altul, tremurând de frică. Amenințați de arborii și de crengile ce se prăbușeau și încremeniți de exploziile luminoase ale fulgerilor și de răgetele tunetelor, se adăpostiră jalnic până ce furtuna trecu. Sfârșitul a fost la fel de brusc ca și începutul. Vântul se opri, soarele începu să strălucească, natura porni iarăși să surâdă. Frunzele și ramurile, perlate de stropi și petalele ude ale florilor luxuriante, străluciră în toată splendoarea zilei care se reinstaurase. Și așa precum uită natura, uitară și copiii ei. Viața activă își reloc cursul, în ca înainte de beznă și de spaimă. Dar Tarzan a o revelație care îi lămuri misterul hainelor. Ce bine s-ar fi simțit Sub pielea grozava lui Sabor, și astfel aventura căpătă un nou imbold. Vreme de câteva luni, tribul cu trei pe lângă plaja unde se găsea cabana lui Tarzan, și studiile îi răpiră cea mai mare parte din timp. Dar ori de câte ori o pornea prin pădure, avea funia pregătită și numeroase furanimalele mai mici, care căzură în capcana lațului. Odată, Lațul se înfășură pe grumazul scurt al lui Horta, mistrețul, și zvârcoririle lui nebunești, pentru a se elibera, îl răsturnare pe Tarzan de pe craca unde stătea în așteptare și de pe care își zvârlise colacul spiralat. La zgomotul cădării lui, îndesatul mistreț se întoarse și văzând ce pradă lesnicioasă era o tânără maimuță, își propti capul în piept și se repezi nebunește la băiatul lui mit. Din fericire, Tarzan nu se lovise căzând, deoarece aterizase ca o pisică pe cele patru membre larg desfăcute, ca să amortizeze șocul. Într-o clipă a fost în picioare, și sărind cu agilitatea maimuței care era, se agăță de o creacă joasă, punându-se la adăpost, în timp ce de desubt Horta, mistrețul, dădea de iure și în van. În acest fel, Tarzan învăță din experiență limitele, ca și posibilitățile ciudatei sale arme. Cu acest prilej pierduse o funie lungă, dar își dăduse seama că dacă în locul mistrețului l-ar fi doborât sabor din copac, deznodământul ar fi putut să fie diferit, căci atunci fără îndoială și-ar fi pierdut și viața. Îi trebuiră multe zile ca să împletească o nouă funie. Însă, când în cele din urmă o isprăvi, se duse din adins la vânătoare și rămase în așteptare, ascuns în frunzișul stufos al unei crengi imense, chiar deasupra cărării bătătorite ce ducea la apă. Câteva jivine mici trecură de dedesubt, fără însă ai trezi interesul. Nu dorea un atare vânat lipsit de importanță. Avea nevoie de un animal viguros ca să încerce eficiența noului său plan. Într-un târziu se arătă cea pe care Tarzan o căuta. Cu mușchii supli jucându-i sub pielea lucitoare, grasă și lustruită venea sabor leoaica. Labelei mari, căptușite cu pernițe, călcau moale și fără zgomot pe poteca îngustă. Își ținea gâtul încordat, într-o continuă alertă, coada lungă îi se mișca încet, unduind grațios. Se apropia mai mult, tot mai mult, de locul unde se chircise Tarzan din neamul mai muțelor, cumpănind în mână capetele funiei sale lungi. Ca o statuie de bronz, nemișcat ca moartea, stătea Tarzan, și sabor trecut pe sub el. Un pas mare, al doilea, al treilea, apoi lațul căzuntă cere spre leoaică. O clipă colacul lărgit îi atârnă deasupra capului, ca un șarpe uriaș. Apoi când Jivina ridică privirile ca să afle cei cu foșnetul frânghiei, lațul îi încercui gâtul. Cu o zmucitură iute Tarzan trase funia, fixând lațul pe grumazul lucios, apoi se apucă vârtos cu mâinile de suportul său. Sabor căzuse în capcană. Cu o săritură, fiara surprinsă se întoarse spre junglă. Dar Tarzan n-avea să piardă o a doua funie din aceleași motive ca prima dată. Trăsese învățăminte din experiența lui. Leoaica nu apucă să facă nici jumătate din al doilea salt când simți lațul strângându-i se în jurul gâtului. Apoi descrise o adevărată tumbă în aer și căzu pe spate cu un zgomot greu. Tarzan legase zdravă în capătul funiei de trunchiul copacului pe care stătea cățărat. Până aici, planul lui reușise de minune. Însă, când își făcă funia proptindu se într-o crăcană traincă, descoperi că una era să legi de copac colosul acela cuprins de furie turbată care se zbătea, apucând cu ghearele, mușcând și urlând, și alta să o poți spânzura. Greutatea bătrânei sabor era imensă. Și când se opinta pe labele uriașe, nimeni în afara lui Tantor elefantul n-ar fi putut-o urni. Lăuaica se întoarse pe poteca de unde putea acum să-l vadă pe autorul infamiei la care fusese supusă. Scoțând un răgne de turbare, se năpusti brusc înspre Tarzan, executând un salt în aer, dar când trupul ei masiv atinse craca pe care stătuse cocoțat băiatul, i de unde nu -i. Tarzan se cățărase sprinsen, pe o ramură mai mică, la șapte metri mai sus de captiva înfuriată. O clipă, Sabor rămase suspendată de craca de jos, în timp ce Tarzan își bătea joc de ea și îi zvârlea în nas crenguțe și ramuri. După un timp, fiara se lăsă din nou pe pământ și Tarzan coborâ iute și prinse iar funia. Sabor, descoperind că ceea ce o reținea era doar o funie subțire, o apucă între fălcile masive și o reteză înainte ca Tarzan să fi putut strânge a doua oară lațul sugrumător. Băiatul era foarte necăjit. Planul lui bine ticluit se dusese de râpă, așa încât se așeză mulțumindu-se să strige și să se strâmbe la făptura care urla de desubt. Ceasuri întregi, sabor se învârti pe sub copac, înainte și înapoi, de patru ori se ghemui, apoi își făcu vânt sărind spre spiridușul care se zbenguia deasupra ei, dar cu același succes cu care ar fi încercat să prindă în gheare vântul amăgitor ce murmura printre vârfurile arborilor. În cele din urmă, Tarzan, ostenit de atâta joacă și scoțând un sfidător urle de adio, zvârli un fruct pârguit care plezni moale și lipicios drept în mutra mărâitoare a inamicului, apoi băiatul urcă iute la 30 de metri deasupra solului, legănându-se din copac în copac, până când, curând, ajunse în mijlocul alor săi. Aici povestia mănuntele aventurii lui, împieptoșându-se și fudulindu-se în asemenea hal, încât își impresionă până și vrăjmașii cei mai înverșunați, în timp ce cala țopoia de bucurie și de mândrie. Sfârșitul capitolului 8 Edgar Rice Burroughs Tarzan din namul maimuțelor Capitolul 9 Om cu om, Tarzan, din neamul maimuțelor, își duse mai departe timp de câțiva ani existența în junglă, fără prea mari schimbări, decât că deveni mai viguros și mai înțelept. Și învăță din cărțile lui tot mai multe lucruri despre lumile stranii ce se găseau pe undeva în afara pădurii primitive. Pentru el, viața nu era niciodată monotonă sau lentă. Întotdeauna exista pisa, care trebuia prins prin numeroasele râuri și lacuri, apoi sabor și crudele ei neamuri care te țineau veșnic treaz și dădeau savoare fiecare clipe petrecută pe pământ. Foarte des îl hăituiau ele, dar și mai des Tarzan era cel care le hăituia, și cu toate că niciodată nu izbutiră să-l atingă cu ghearele lor aprige și ascuțite, totuși de multe ori s-a întâmplat să fie atât de aproape încât n-ai fi putut strecura o frunză mai groasă între labele lor și pielea lui netedă. Ageră era sabor leoaica, ageri erau numa și ișita, dar tarzan din neamul maimuțelor era iute ca fulgerul. Cu tantor elefantul se împrieteni. Cum? Nu mai întrebați. Dar era fapt cunoscut printre locuitorii junglei că în multe nopți scăldate de lună, Tarzan din neamul maimuțelor și Tantor, elefantul, se plimbau împreună, iar prin locurile bătătorite Tarzan călărea cocoțat pe spinarea largă a lui Tantor. În acești ani, Tarzan petrecu multe zile în cabana tatălui său, unde zăceau încă neatinse osemintele părinților și scheletul puiului calei. La 18 ani citea curgător și înțelegea aproape tot ce citea în numeroasele și feluritele volume de pe rafturi. De asemenea, putea să scrie cu litere de tipar, repede și limpede, însă scrisul de mână nu-l cunoștea. Deși printre comorile lui se aflau și câteva caiete, dar în cabană găsise atât de puține lucruri scrise în engleză, încât nu vedea de ce și arbate capul să învețe și această formă de caligrafie, cu toate că de descifrat, cu trudă, o putea descifra. Așadar, îl găsim la 18 ani, un tânăr lor de englez care nu putea vorbi englezește, dar care știa să citească și să scrie în limba maternă. Nu văzuse nicio altă ființă omenească în afară de propria ei persoană, căci regiunea limitată pe care o străbătea tribul său nu era odată de râuri mari care să atragă triburile de băștinași din interior. Dealuri înalte o închideau pe trei laturi, iar pe de-a patra, oceanul. Ținutul era populat de lei, leoparzi și șerpi veninoși. Neștirbitele labirinturi de junglă încălcită nu ispitiseră până acum niciun pionier din rasa umană să-i calce hotarele. Dar într-o zi, în timp ce Tarzan din neamul maimuțelor stătea în cabana tatălui său, pătrunzând în misterele unei noi cărți, vechea tihna a junglei sale a fost zdruncinată pentru totdeauna. La granița îndepărtată dinspre răsărit, se ivise pe coama unui deal, jos, o stranie procesiune rânduită în monom. În frunte veneau 50 de războinici negri, înarmați cu sulițe subțiri de lemn, ale căror vârfuri fusese răcălite în foc mocnit și cu arcuri lungi și săgeți otrăvite. Pe spate purtau scuturi ovale, din nas le atârnau inele uriașe, iar în câlțile noastre ce le acopereau țeasta erau înfipte mănunchiuri de pene viu colorate. Fruntea le era tatuată cu trei linii paralele colorate, iar pe piept aveau trei cercuri concentrice. Dinții galbeni fusese piliți până căpătaseră vârf ascuțit, iar buzele cărnoase proeminente sporeau grozăvia înfățișorii lor. În urmă veneau câteva sute de femei și copii, cele din tâi purtând pe creștet mormane de oare de gătit, unelte de bucătărie și fildeș. Ariergarda o formau o sută de războinici, a idoma celor din avangardă. Alcătuirea coloanei vedea că se temeau și mai mult de un atac ce ar putea veni din spate, decât de orice dușman necunoscut ce s-ar fi putut ivi în față. Și, de fapt, așa era, pentru că fugeau de ostașii omului alb, care hărțuiseră de amarnic ca să le ia cauciucul și fildeșul, încât într-o bună zi s-au răsculat împotriva cuceritorilor, măcelărind un ofițer alb și un mic detașament din trupele lui de negri. Zile în șir se ospătaseră cu carnea acestora, dar într-o noapte un detașament mai puternic năvăli peste așezarea lor ca să răzbune moartea camarazilor. În acea noapte, soldații negri ai omului alb avură carne din belșug și această rămășiță a unui trib odinioară puternic se furișase prin jungla întunecoasă, pornind spre necunoscut și spre libertate. Dar ceea ce însemna libertate și iguană după fericire pentru acești negri sălbatici însemna consternare și moarte pentru mulți dintre locuitorii noului lor cămin. Timp de trei zile, mica hoardă mărșăluie încet prin inima pădurii necunoscute, pe unde nu călcase picior de om, până când, în sfârșit, în cea de-a patra zi, în zori, dădure peste un loc la amalul unui râuleț, unde vegetația părea ceva mai rară decât întâlniseră până atunci. Rămaseră aici să-și încropească o nouă așezare. Și o lună mai târziu locul era despădurit, colibele și gardurile de pari ridicate, bananierii, ignama și porumbul plantate, iar vechea viață își reluase cursul în noul cămin. Aici nu existau oameni albi, soldați și nici cauciuc sau fildeș, care să trebuiască a fi strâns pentru supraveghetorii haini și nerecunoscători. Luna se schimbase de mai multe ori pe cer, până ce negrii să cuteze a se aventura pe meleagurile din jurul noului lor sat. Câțiva dintre ei căzură pradă bătrânei sabor și, deoarece jungla mișuna de feline crude și însetate de sânge, de lei și leoparzi, Războinicii de culoarea Abanosului și-o voiau să se avânte prea departe de adăpostul gardurilor de pari. Dar, într-o zi, Culonga, fiul bătrânului rege Mbonga, pribegi departe prin labirinturile dense dinspre apus. Pășea culoarea minte, lancea subțire fiind pregătită de atac, iar scutul prelung, oval, strâns cu hotărâre în mâna stângă, lipit de trupul său neted de Abanos. În spate purta arcul, iar în tolba de deasupra scutului un mănânc de săgeți subțiri, drepte, bine unse cu o substanță vâscoasă, neagră ca smoala, care făcea ca înțepătura vârfului său ascuțit, ca un ac să fie mortală. Noaptea îl surprinse pe Eculonga departe de palisadele din jurul satului stăpânit de tatăl său, dar, năzuind să se îndrepte tot mai departe spre apus, se cățără pe o creangă bifurcată dintr-un arbore înalt, își înșghebă o platformă rudimentară și se ghemui să doarmă. Trei mile mai încolo, spre apus, dormea tribului Cherceac. A doua zi în zori, gorilele se aflau în plină activitate, cotrobăind prin junglă în căutare de hrană. Tarzan, după obiceiul lui, își îndreptă cercetările în direcția cabanei, așa încât, vânând în tihnă pe drum, când ajunse la plajă, avea burta plină. Gorilele se răspândiseră în toate direcțiile, fie câte una, fie câte două sau trei, dar nu mai departe de raza în care puteau auzi un semnal de alarmă. Cala o pornise agale spre răsărit pe o potecă bătătorită de elefanți și era foarte ocupată să răstoarne crengi, bătute și buturugi putrezite, căutând gândaci și ciuperci mustoase, când atenția-i fost atrasă de un zgomot neobișnuit cărarea se întindea dreaptă pe vreo 50 de metri în fața ei și, la capăt, pe sub tunelul de ramuri boltite, văzu înainte spre ea o creatură stranie și înspăimântătoare. Era Culonga. Cala nu mai zăbovi o clipă, ci răsucindu-se o loc grăbită în dărăți pe cărare. Nu alerga, căci după deprinderile neamului ei, când nu era stârnită, căuta mai curând să evite decât să fugă. Pe urmele ei venea Culonga, Acestuia îi se oferea prilejul de a se înfructa cu carne. Dacă o ucidea, s-ar fi putut o spăta din belșug toată ziua. Grăbi pasul, cumpănindu-și sulița, gata să o arunce. La o cotitură a văzut din nou gorila, pe altă fâșie dreaptă. Mâna care ținea sulița se trase în dărât, mușchii se bulbuca iute ca fulgerul sub pielea lucioasă. Brațul se avântă înainte, sulița zbură spre cala. Lovitură ratată dar îi se coapsa. Cu un strigă de furie și de durere, gorila se repezi la călăul ei. Într-o clipă copacii se frângeau sub greutatea neamurilor ei, legănându-se în plină goană din cracă în cracă spre scena luptei ca răspuns la chemarea calei. Când gorila se năpustia asupra ei, cu longa și încordă arcul și cu incredibilă repeziciune, potrivi o săgeată. Trăgând vergeaua mult îndărât, și trimise proiectilul otrăvit, drept în inima uriașului antropoid. Scoțând un răgnet înfiorător, cala se prăbuși cu fața în jos sub privirile uluite ale celor din tribul ei. Tunând și urlând, gorilele de dură să se repeadă la culungă. Dar, prevăzător, omul fugea de rupea pământul ca o antilopă speriată. Cunoștea ferocitatea acestor făpturi crude, păroase și nu dorea decât să aștearnă cât mai multe mile cu putință între el și ele îl urmăriră o bună bucată de drum, gonind prin copaci, dar în cele din urmă una câte una abandonară cursa și se întoarseră la locul tragediei. Niciuna dintre ele, cu excepția lui Tarzan, nu văzuse vreodată un om și se întrebau ce fel de creatură o fi aceea care le invadase jungla. De pe plaja îndepărtată, lângă mica lui cabană, Tarzan auzi ecourile slabe ale luptei, și dându-și seama că se petrece ceva grav în tribul lui, o porni în direcția zgomotelor. Când sosi, găsi întregul trib adunat și sporă văind de zor în jurul leșului mamei sale ucise. Durerea și furia lui Tarzan nu cunoscură margini. Își slobozea mereu strigătul de provocare. Se izbea cu pumnii în pieptul robust, apoi se arunca peste trupul calei și hohotea dându-și drumul la dureroasa jale adunată în inima lui singuratică. A pierde unica ființă de pe această lume care îi arătase vreodată iubire și afecțiune era pentru Tarzan cea mai mare suferință pe care o cunoscuse vreodată. Și ce dacă fusese o gorilă aprigă și hidoasă? Pentru Tarzan, cala fusese bună, fusese frumoasă. Asupra ei revărsase, fără să-și dea seama, toată adorația, respectul și dragostea pe care un copil normal le nutrește pentru mama lui nu cunoscuse nici când altă mamă, astfel încât îi dăruise calei în tăcere tot ceea ce i s-ar fi cuvenit blondei și fermecătoarei Lady Alice, dacă aceasta ar fi trăit. După prima izbucnire de durere, Tarzan se stăpâni și, întrebând membrii tribului cine fusese de față la omor, aflăt tot ceea ce vocabularul lor sărac îi putu comunica. I-a fost totuși de ajuns. Ei vorbiră despre o maimuță neagră, ciudată, fără păr, căreia îi creșteau pene în cap și care trimisese moartea dintr-o ramură subțire, apoi fugise cu iuțeala lui Bara, antilopa, spre soare răsare. Tarzan nu mai stătu pe gânduri și, țărind peste crengile copacilor, o porni grăbit spre pădure. Cunoștea șerpuirile cărării elefanților pe unde o luase la fugă ucigașului Kala. Așa că tăie direct prin junglă ca să-i ațină calea războinicului negru, care de bună seamă urma sinozitățile potecii. La șold i-a târna cuțitul de vânător al necunoscutului său părinte, iar pe umăr lunga lui funie încolocită. Un ceas mai târziu coborâ din nou pe cărare și lăsându-se pe vine cercetă pământul cu atenție. În noroiul moale de pe malul unui pârâiaș găsi urme de tălpi, la fel cu cu cele care până acum, în întreaga junglă, numai picioarele lui le lăsaseră, atât că erau mult mai mari decât urmele lui. Inima a început să-i bată navalnic. S-ar putea oare să urmărească un om, unul din propria erasă? Două șiruri de urme indicau direcția opusă, deci prada lui trecuse pe acolo în drumul de întoarcere. În vreme ce examina urma nouă, o mică fărâmă de pământ se desprinse de pe marginea formei de talpă și căzu în scobitura ușor întipărită de noroi. Aha, urma era foarte proaspătă. Probabil că prada lui trecuse de foarte puțin timp prin acel loc. Tarzan se cățără din nou în copaci și, sprinten, fără zgomot, porni în viteză urmărind de sus cărarea. Abia parcursese o milă când dădu peste războinicul negru care stătea într-un luminiș. Ținea în mână un arc suplu în care potrivise una dintre săgețile lui purtătoare de moarte. În față, dincolo de micul luminiș, se afla horta, mistrețul, cu capul proptit în piept, cu colții înspumați, gata să atace. Tarzan privi cu imire la strania făptură care se găsea de desubtul său. Atât de asemănător lui ca formă și totuși atât de diferit la față și la culoare. În cărțile sale văzuse o poză de negru, dar ce deosebire între figura aceea întipărită, mată, moartă și trupul acesta de abanos, lucitor, pulsând de viață. În timp ce omul stătea acolo cu arcul încordat, Tarzan îl recunoscu nu numai ca negru, dar și ca arcaș, asemenea celui din cartea cu poze. A pentru arcaș. Ce minunat!" ațățat de descoperirea lui, Tarzan era cât pe aci să-și trădeze prezența. Dar de desubtul lui lucrurile începeau să se precipite. Brațul negru, musculos, trăgea de arc. Horta, mistrețul, se năpusti și în clipa aceea, negrul slobozi săgeata otrăvită, iar Tarzan o văzu zburând cu la gândului și pătrunzând în pieptul țepos al mistrețului. Abia se desprinsese săgeata din, iar, din arc, că tânărul culonga și pregăti o a doua, dar Horta, mistrețul, se repezi atât de fulgerător la el încât băiatul n-a avut timp să o lanseze. Dintr-un salt, negru sări dincolo de fiara turbată și, răsucindu-se pe călcâie cu o pomenită repeziciune, împlântă o a doua săgeată în spinarea animalului, după care culonga sări în arbole cel mai apropiat. Horta se roti odată căutând să-și atace dușmanul, dar abia a făcut 12 pași că se și clătină pe picioare și căzu într-o rână. O secundă mușchii se încordară și i se relaxară spasmodic, apoi rămase nemișcat. Cu longa coboră din copac. Cu ajutorul unui cuțit care i-a târna la șold, tăie câteva felii mari din carnea mistrețului și drept în mijlocul cărării aprinse un foc la care fripse carnea, ospătându-se apoi după placul inimii. Restul mistrețului îl lăsă acolo unde se prăbușise. Tarzan asista la toate acestea plin de interes. Dorința de a-l ucide pe negru îi frângea pieptul, dar dorința de a învăța era mai puternică. Avea să urmărească un timp făptura aceea ca să afle de unde venea. Va putea să-l ucidă în tihnă mai târziu, când negrul va lăsa deoparte arcul și săgețile mortale. După ce cu longa și sprăvi o spățul și se făcu nevăzut pe după o cotitură a drumeagului, Tarzan coborând tăcere pe pământ. Își tăie și el câteva bucăți din carnea lui Horta, dar nu le fripse. Mai văzuse el foc, însă numai când ara, fulgerul, lovise câte un arbore. Faptul că o făptura a junglei putuse isca cei colți roșii și galbeni ce mâncau lemnul până nu mai rămânea decât pulbere din el, îl mira din calea afară pe Tarzan, care pe de altă parte nu înțelegea deloc de ce războinicul negru își stricase bunătate de ospăț în l în dogara vătămătoare. Poate că Ara era prieten cu arcașul și în felul acesta își împărțiseră hrana între ei. Dar, fie cum o fi, Tarzan n-avea de gând să strice o mâncare bună într-un chip atât de prostesc, așa încât înfulecă o mare cantitate de carne crudă îngropând restul hoitului lângă cărare, ca să-l poată găsi la întoarcere. După care, lordul Greystock își terse degetele unsuroase de coapsele goale și luă iar urma lui Culonga, fiul lui Mbonga, regele. În acest timp, în îndepărtata Londră, un alt Lord Greystock, fratele mai mic al tatălui adevăratului Lord Greystock, refuza indignat cotletele trimițându-le înapoi bucătarului șef al clubului pentru că nu erau destul de bine fripte. Iar după ce își sprăvi dejunul, își muie degetele într-o cupă de argint cu apă parfumată, uscându-și le apoi cu un șerbet de damasc alb ca zăpada. Tarzan îl urmări ziua întreagă pe culonga, dându-i târcoale prin copaci ca un duh rău. Îl mai văzut de două ori a și săgețile morții, odată în dango hiena și a doua oară în manu, maimuța. De fiecare dată animalul murea aproape instantaneu, căci o trava lui cu longa era foarte proaspătă și foarte primejdioasă. În timp ce se ținea la distanță sigură după prada lui, Tarzan se gândi mult la această grozavă metodă de a ucide. Știa prea bine că numai înțepătura mică a vârfului săgeții nu era de ajuns ca să le vină de hac prea repede sălbăticiunilor junglei, care adeseori în lupta cu vecinilor își sfâșiau carnea, se zgâriau cu ghearele și se împungeau în fiorător pentru ca apoi să se tămăduiască de fiecare dată. Nu, exista o anumită taină legată de așchile acelea subțiri de lemn care aduc moartea doar cu o simplă zgârietură trebuia să vadă despre ce era vorba. În noaptea aceea, Culonga dormi în crăcana unui arbore mai ostos, iar sus, mult mai sus decât el, se ghemui Tarzan din neamul maimuțelor. Când Culonga se deșteptă, constată că arcul și săgețile îi dispăruseră. Războinicul negru era furios și speriat, dar mai mult speria decât furios. Scotoci pământul de desubtul copacului, și scotoci în copac deasupra pământului, dar nici urmă de arc, de săgeți sau de tâlharul nocturn. Culonga era îngrozit. Sulița o a în cala și nu o mai putut se lua înapoi. Și acum, când arcul și săgețile pieriseră, nu avea nicio armă de apărare în afară de cuțit. Singura lui speranță era să ajungă în satul lui Mbonga cât mai repede, bizuindu-se pe iuța la picioarelor. Era încredințat că nu mai are mult până acasă, Așa cu apucă pe cărare cu pas grăbit. Dintr-o masă densă de desiși, câțiva iarzi mai în spate, răsărit Tarzan din neamul mai pândind de zor în tăcere. Arcul și săgețile lui longa fusese relegate în siguranță sus în vârful unui arbore uriaș, de pe care Tarzan cojise cu lama cuțitului o fâșie mare de scoarță, aproape de rădăcină, apoi frânsese pe jumătate o creangă lăsându-o să atârne la vreo 18 metri distanță de pământ. Astfel își cresta el urmele în pădure și își marca ascunzătorile. În timp ce cu longa își continua drumul, Tarzan se apropie din ce în ce până ajunse să călătorească chiar deasupra creștetului negrului. În mâna dreaptă își ținea funia încolocită. Era pregătit să ucidă. Momentul era amânat numai din pricină că Tarzan voia să se asigure de destinația spre care se îndrepta războinicul. Și în curând a fost răsplătit, deoarece nu trecu mult și în fața lor se ivi o rariște întinsă, la capătul căreia se aflau multe vizuini ciudate. Când făcu această descoperire, Tarzan se găsea chiar deasupra lui Culonga. Pădurea se sfârșea brusc și dincolo de ea se întindeau 200 de iarzi de ogor cultivat, făcând legătura între junglă și sat. Tarzan trebuia să acționeze repede, altfel prada îi scăpa. Dar antrenamentul vieții lui lăsă atât de puțin spațiu între decizie și acțiune, în clipa când se isca vreo primejdie, încât între una și cealaltă n-ar fi încăput nici măcar umbra unui gând. Așadar, când Colonga a ieșit din întunecimea junglei, un colac de funie subțire șerpuie asupra ei, pornind de pe creanga cea mai joasă a unui arbore puternic, aflat chiar la marginea domeniilor lui Mumbonga. Fiul regelui nu apucă să facă nici șase pași în luminiș, când un fel de lații se înfășură iute în jurul gâtului. Atât de repede își trase Tarzan Prada, încât strigătul de alarma lui Culonga îi se opri în gâtleș. Ajutându-se cu amândouă mâinile, Tarzan îl târând arăt pe negrul care se zbătea până când îl lăsă spânzurat de gât în aer. Apoi se cățără pe o cracă mai mare, trăgându-și victima, care însă se zvârcolea în adăpostul frunzișului unui copac. Aici legă drav în funia de o ramură tare și coborând din copac, își înfipțe cuțitul de vânătoare în inima lui Culonga. Cala era răzbunată. Tarzan îl cercetă cu minte pe negru, căci nu mai văzuse până atunci o ființă omenească în carne și oase. Privirile îi fura trase de cuțit și de teaca lui. De asemenea, îl fermecă o brățară de aramă prinsă în jurul gleznei, pe care și-o transferă la piciorul lui. Cercetă și admiră tatuajul de pe frunte și de pe piept. Se minună de dinții piliți, răsuci pe toate fețele și își însuși podoabele cu pene, apoi se pregăti să coboare pentru a-și vedea de treburi, întrucât lui Tarzan din neamul mai i se făcuse foame și avea la dispoziție carne carne de vânat care, conform cu etica junglei, putea fi mâncată. Cum l-am putea condamna, după ce norme, pe acest om mai muță, cu inima, capul și trupul unui gentleman englez și cu deprinderile unei fiare sălbatice? Pe tublat, care îl urâse și pe care îl urâse, îl ucisese în luptă dreaptă și totuși nicio o clipă nu-i trăznise prin minte să mănânce carna lui tublat. Ideea l-ar fi revoltat, cum ne revoltă pe noi canibalismul. Dar cine era cu longa de nu putea fi mâncat asemenea lui Horta, mistrețul, sau lui Bara, antilopa? Era altceva decât una dintre nenumăratele sălbăticiunele junglei, care se pândesc una pe alta pentru a-și astâmpăra pânte cele lichnit? Deodată însă o ciudată îndoială îi opri mâna. Nu-l învățaseră cărțile lui că el era om, și arcașul nu era și el om? Oare oamenii mâncau oameni? Vai, asta nu știa. Atunci, de ce această șovăială? Încercă încă o dată să treacă la treabă, dar brusc îl năpădi un val de greață. Nu înțelegea de ce. Tot ce știa era că nu putea să mănânce carnea acestui om negru și astfel instinctul ereditar, vechi de milenii, zădărnicii în boldurile animalice ale acestei ființe ignorante și o salvă de la încălcarea unei legi universale de a cărei existență nu avea habar. Coborâ la iuțeală trupului cu longa pe pământ, îi scoase lațul și o porni din nou prin copaci. Sfârșitul capitolului 9 Edgar Rice Burroughs Tarzan din mai maimuțelor Capitolul 10 citit de Valentin pentru audio.eu Fantoma fricii Cocoțat într-un arbore semeț, Tarzan privea satul de colibe acoperite cu stuf, aflat dincolo de terenul cultivat. Văzu că la unul din capete pădurea atingea satul și se îndreptă spre acel loc, mânat de curiozitate arzătoare de a vedea animalele din rasa lui, de a învăța mai multe despre deprinderile lor și de a cerceta vizuinile ciudate în care trăiau. Existența lui primitivă printre aprigile sălbăticiune ale junglei nu îi lăsa loc pentru nicio formă de îndoială că aceste făpturi ar putea fi altceva decât dușmani. Asemânarea înfățișării nu îl îndemna să-și făurească vreo idee greșită asupra primirii ce i s-ar fi făcut dacă ar fi fost descoperit de aceste ființe, primele din rasa lui pe care le văzuse vreodată. Tarzan din neamul maimuțelor nu era un sentimental și nu știa nimic despre frăția dintre oameni. Toate viețuitoarele care nu făceau parte din tribul său îi erau dușman de moarte, cu câteva excepții, dintre care Tantor, elefantul, constituia exemplul cel mai deosebit. Tarzan își dădea seama de toate acestea fără răutate sau ură. A ucide era legea de bază a lumii sălbatice în care trăia. Plăcerile lui primitive erau puține la număr, dar cea mai mare dintre acestea era să hăituiască și să ucidă, astfel încât le acorda și celorlalți dreptul de a nutri aceleași dorințe ca și dânsul, chiar dacă obiectul vânătorilor l-ar fi constituit propria lui persoană. Viața lui ciudată nu-l făcuse nici ursuz nici sângeros. Faptul că îi plăcea să ucidă și că ucidea cu un râs vesel pe buzelei frumoase, ținea de cruzimea sa nativă. De cele mai multe ori, ucidea ca să-și procure hrană, iar când ucidea din răzbunare sau pentru a se apăra, o făcea fără istericale, ca un profesionist care nu admite nicio ușurință. Prin urmare, acum când se apropia cu băgare de seamă de cătunul lui Mbonga, era pregătit să ucidă, sau să fie ucis în cazul că ar fi fost descoperit. Se furișea cu o neobișnuită prudență, căci cu longa îl făcuse să nutrească un deosebit respect pentru așchiile acelea ascuțite ce aduceau atât de repede și fără greș moartea. În cele din urmă, se opri la un arbore mare, cu frunzișul des și împovorat cu girlande de uriașe plante agățătoare. În acest umbrar de nepătruns, așezat deasupra satului, Tarzan se ghemui privind scenele ce se desfășurau jos, mirându-se de fiecare aspect al acestei vieți noi și ciudate. Pe ulița satului alergau și se zbenguiau copiii goi. Câteva femei pisau banane uscate în piulițe rudimentare de piatră, în timp ce altele plămădeau turte din făina cernută. Afară, pe o goare, mai putea vedea alte femei săpând, plivind sau culegând. Toate purtau în jurul șoldurilor cingători din ierburi uscate și erau împopoțonate cu brățări dintr-un amestec de cupru și zinc, galben aurii, legat la glezne, la brațe și la închieturile mâinilor. În jurul mai multor grumași tuciurii atârnau fire de sârmă curios împletite, în vreme ce alte femei erau împodobite cu inele uriașe ce le atârnau de nas. Tarzan din neamul mai muțelor se uita din ce în ce mai uimit la aceste făpturi stranii. Văzu și bărbați moțeind la umbră, în timp ce la marginea cea mai îndepărtată a luminișului, întrezărea din când în când războinici înarmați ce păreau să păzească satul împotriva unor dușmani care l-ar fi putut ataca prin surprindere. Tarzan observă că numai femeile munceau. Nicăieri nu se vedea urmă de bărbat care să lucreze pământul sau să îndeplinească muncile gospodărești ale satului. În cele din urmă, privirile îi căzura asupra unei femei aflate chiar sub copacul lui. Avea în față un mic ceaun așezat deasupra unui foc mocnit și în care crocotea o pastă groasă, roșiatică, vâscoasă. Alături, lângă femeie se afla de o parte un maldăr de săgeți din lemn, ale căror capete aceasta le înmuia în pasta clocotită, așezându-le apoi pe o grămadă de crengi de cealaltă parte. Tarzan din neamul maimuțelor era fascinat. Aici zăcea taina cumplitei forțe a micuțelor nuiele folosite de arcaș. Observă grija deosebită a femeii ca niciun strop din pasta aceea să nu-i atingă mâinile. Și la un moment dat, când o picătură îi sări pe deget, o văzu înfundându-și mâna într-un vas cu apă și apoi ștergând iute stropul cu un pum de frunze. Tarzan nu știa nimic despre otrăvuri, dar mintea lui ageră îi spuse că pasta aceea ucide și nu mica săgeată care nu era decât mesagerul ce o ducea în trupul victimei. Ce i-ar mai fi plăcut să aibă un snop din așchile acelea purtătoare de moarte? Dacă femeia și-ar părăsi numai o clipă în delednicirea, el ar putea să se lase iute jos, să șterpelească un mănunchi și apoi câte ai clipi să se cațere înapoi în copac. În timp ce încerca să ticluiască un plan pentru a-i distrage atenția, auzi un răcnețăl batic venind dinspre luminiș. Privi într-acolo și văzu un războinic negru stând chiar sub copacul în care cu o oră înainte îl omorâse pe ucigașul calei. Negrul aflase și își flutura sulița deasupra capului. Din când în când arăta către ceva ce zăcea pe jos în fața lui. Pe dată se stârni mare zarvă în sat. Bărbații înarmați dădură buzna afară din interiorul multor colibe și o porniră în goană mare de-a curmezișul luminișului către santinela ce dăduse alarma. În urma lor se ebuluciră bătrânii, femeile și copiii, până când, într-o clipită, satul rămase pustiu. Tarzan din neamul maimuțelor știu că găsise răstârvul în său, dar lucrul acesta îl interesa mult mai puțin decât faptul că în sat nu mai rămăsese nimeni care să-l împiedice să-și însușească o parte din săgețile aflate de desubtul lui. Repede și fără zgomot, se lăsă pe pământ lângă cea unul cu o travă. O clipă rămase nemișcat, ochii lui vioi și isteți, iscodind perimetrul cuprins între palisade nu se vedea țipenie de om. Privirea ei se opri la ușa deschisă a unei colibe învecinate. O să-și arunce un ochi înăuntru, își spuse Tarzan, și se apropie tiptil de clădire ascundă acoperită cu stuf. Rămase o clipă afară, trăgând cu urechea. Nu se auzea niciun zgomot și se strecură în semintunericul din încăpere. Pe pereți se atârnau arme, sulițe lungi, cuțite cu forme ciudate, două scuturi înguste. În centrul încăperii era o oală de gătit, iar în spate un culcuș meșterit din ierburi uscate, acoperit cu rogojini împletite, care de bună seamă slujeau proprietarului drept pat și așternut. Pe jos se înșirau tigve omenești. Tarzan din namul mai pipăi fiecare obiect, cumpăni în mână sulițele, le adulmecă deoarece el vedea în mare măsură și cunările sale sensibile și experimentate hotărâ să-și însușească una din vergelele acelea lungi și ascuțite, dar nu o putea lua acum, din cauza săgeților pe care avea de gând să le face. Pe măsură ce desprindea obiectele din perete, Tarzan le trântea claie peste grămadă în mijlocul încăperii. Deasupra mormanului puse oala de gătit răsturnată, iar peste oală așeză o tigvă rânjită pe care o încunună cu podoabele de cap ale tânărului cu longa. După aceea se dădu un pas îndărât și își privi opera și râse. Tarzan din neamul maimuțelor știa să guste o glumă. Dar de afară se auzeau glasuri, bocete pline de ejeale și văicăreli. Rămase surprins. Întârziase prea mult? Se repezi în pragul ușii și privi în josul uliței spre palisadă. Băștinașii nu se vedeau încă, deși i auzea limpede apropiindu-se dinspre o goare. Probabil că erau foarte aproape. Cu la fulgerului, sări din ușe drept la malderul de săgeți. După ce adună atâtea câte putea să care sub un braț, răsturnă dintr-o lovitură de picior cea unul clocotit și se făcu nevăzut în frunzișul de sus, chiar în clipa când primii băștinași intrară pe poarta de la celălalt capăt al uliței. Apoi se opri ca să observe cele ce se petreceau jos, cocoțat în copac asemenea unei păsări sălbatice, gata să-și ia zborul la primul semn de primejdie. și umpluseră ulița, patru dintre ei purtând trupul neînsuflețit al lui Culonga. În urma cortegiului se târau femeile, care scoteau țipăte ciudate și văicăreli lugubre. Înaintară până la coliba lui Culonga, care era chiar aceea devastată de Tarzan. Nici șase oameni nu apucaseră să pășească pragul când năvălirea afară într-o învălmășeală sălbatică și lărmuitoare. Ceilalți se grăbiră să se adune. Urmară gesticulori ațățate, degete care arătau spre colibă, pălăvrăgeală, apoi mai mulți războinici se apropiară și priviră înăuntru. În cele din urmă, intră în colibă un bătrân cu brațele și picioarele încărcate cu ornamente de metal, și cu un colan din oase de mâini omenești atârnându-i pe piept. Era Ambonga, tatălui Kulonga. Scurt timp domni o tăcere de plină, apoi Ambonga se ridică în picioare, fața lui hâdă oglindind o expresie de furie amestecată cu frică superstițioasă. Rosti câteva cuvinte adresându-se războinicilor adunați acolo și o clipă mai târziu oamenii se împrăștiară prin tot satul, pornind să scotocească în amănunțime fiecare colibă și fiecare colțișor din interiorul palisadelor. Abia a început investigarea când fu descoperit cea unul răsturnat și furtul săgeților otrăvite. Nu găsiră însă nimic altceva și câteva minute mai târziu, în jurul regelui se înghesui un grup de sălbatici înfricoșați. Bonga nu putu să le lămurească niciunul dintre stranile fenomene care avuseseră loc. Descoperirea cadavrului, cald încă, a lui Culonga, chiar la hotarul ogoarelor sale, acolo unde satul l-ar fi putut auzi cu ușurință, înjunghiat și despuiat chiar în pragul căminului tatălui său, era un lucru destul de misterios în sine, dar aceste din urmă în fricoșetoare surprize din sat, petrecute chiar în coliba răposatului Culonga, le umpleau inimile de groază și făceau să încolțească în mințile lor cele mai superstițioase explicații. Se adunaseră în grupuri mici, vorbind în șoaptă și rostocolindu-și într-una ochii, cu priviri speriate aruncate peste umăr. Tarzan, din neamul maimuțelor, îi urmăriu un timp din adăpostul copacului înalt. În purtarea lor erau multe lucruri pe care nu le putea înțelege, căci el nu știa nimic despre superstiții și nu avea decât o vagă idee despre frică, de orice fel ar fi fost ea. Soarele se ridicase în cumpăna cerului. Tarzan nu-și luase încă gustarea de dimineață și avea destrăbătut multe mile până la locul unde pitise delicioasele rămășițe ale lui Horta Mistrețul. Așa încât, întoarse spatele satului lui Mbonga și se mistui în citadela frumoasă a pădurii. Sfârșitul capitolului 10 Va reuși oare în Bonga să-l prindă pe Tarzan și să răzbune moartea fiului său cu Longa? Își va descoperi origine Tarzan din neamul maimuțelor? Se va îndrăgosti vreodată? Își va găsi oare jumătatea? Va ajunge împreună cu ea în lumea civilizată? Răspunsul la aceste întrebări îl găsiți ascultând celelalte 18 capitole ale cărții. Puteți face asta în două moduri. În primul rând puteți accesa site-ul nostru cartiaudio.eu, căutați Tarzan pentru a găsi cartea și după aceea plătiți o sumă foarte mică pentru a descărca și asculta celelalte capitole ale cărții. Celălalt mod este să deveniți patronul nostru accesând www.patreon.com slash și abonându-vă. Așa veți putea asculta toate cărțile pe care le-am citit și publicat și ne veți încuraja să înregistrăm multe altele. Chiar dacă alegeți să faceți asta sau vă mulțumiți doar cu cele 10 capitole gratuite, noi vă mulțumim pentru audiție și sperăm să vă delectăm și cu celelalte înregistrări.